Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt Paul și cu mine este Edgar. Da. Și vă tratăm cu binecunoscutul și deja consacratul Hai gura un pic. This has been the journey so far. Death traveled on and still found corruption. The light and the Hellguard both lost. But Arafel's wisdom shone bright in the darkness and cleared the way forward. Ce ne-am fi făcut fără acest reminder? Cine este Arafat? Este chiar Arafat. Suntem cine aici? E? Nu mai țin minte. Aici eram, da. Era oare aia bună? Nu știu. Îngeroaica aia bună? Nu mă, era îngerul ăla care ne-a dat grifonul de World of Warcraft. Ah, ba da, ăla. Adică vrei să spui... Uriel. Așa, Uriel, da. Vrei să spui că ne-a dat trenul ăla micuț care ne-a dus pe șine până în cer. Da, exact. Păi, okay. Da, ca în WoW. E, nu, mai că în WoW acum poți să mergi peste tot. S-au schimbat vremurile, tătaie. E, da, așa este. Dar încă a rămas sistemul de taxi, nu? Da, dar cred că nu mai folosește nimeni. Cred că toată lumea are un pet, ceva mount zburător. Prime mount-ul ai de mai târziu. Da, at this point... Da, nu știu, mă rog. Să ne scrieți în comentarii. Da, n-am putut să înregistrăm data trecută, întrucât condițiile meteorologice m-au împiedicat din a avea internet stabil. Adică da. Tot pica și nu era reliable pentru acțiunea de a face conținut media online. Păi și ai încercat să nu ai net prin antenă parabolică care se bruiază la orice iron storm? Tu glumești, dar chiar e net prin antenă. Oh, nu! Chiar e prin păi, literalmente radio, da. Avea sens să fie prin antenă. Ce face aici? Ce este? S-a purificat smegma. E mecanica de purificat smegma, ok. Am purificat nice. Smegma demonică cu acele bile de lumină. I mean, you should ask first. Some people are into that. Ok, man. Woke scold. Edgar mă woke scolduie. I'm very kink sensitive. Edgar care probabil e cea mai vanila persoană din lume. Da. E omul care mănâncă piept de pui și îi place. Știi care e chestia? I'm super basic. But I know of many things. E ok, sweaty, nu s-a aștepta nimeni să fie acum. Da, zic că I know of many things. Da. Am văzut câte puțin din toate. Not happy about 70% of them. Edgar a încercat cele mai multe kink-uri din istorie, doar că să se asigure că este vanilla. Da, nu, sunt în cunoștință de cauză, asumat complet, I'm very vanilla. Edgar suspendat de un sex swing cu 12 dildo-uri în el, într-un gimp mask. Yeah, I don't think I'm into this. E ceva de genul, yeah. Bine de știut. Something like that. Bine de știut. Yeah. Am vrut să mă asigur, să nu fiu un om ăla care zice, bă, parcă aș fi fost în chestia aia undeva la finalul vieții, nu. Pot să zic, yeah, I'm not into that. Acum, nu știu, acum niște ani, pe vremea când încă nu era mainstream și... și larg acceptat să asculți manele. Un om foarte avantgard, un om foarte forward thinking și progresist pe care îl cunoșteam, într-o zi s-a hotărât că vrea să vadă dacă chiar nu-i plac manelele sau este o prejudecată culturală. Și în această idee s-a apucat să asculte literalmente toate manelele. Oh, wow. Commendable. Da, pot să respect acest efort. Mm-hmm. Bă, ia să vedem, oare chiar nu-mi plac sau este presiunea socială? Nu, n-aș putea să spun la ce concluzie a ajuns. Ia ceva timp să ascult toate manelele și na, se mai răcesc prietenii. People drift apart. Nici că nu știm așa bine cu omul ăsta, era friend of a friend. Deja nu mai putea fi abordat când a ajuns în old school manele. Era Dr. Manhattan, stătea undeva pe Marte, da. Într-o structură de sticlă și asculta Țancă Uraganu, înainte ca Țancă Uraganu să aibă carieră. Caseta demo a lui Țancă Uraganu. Da.
Yeah. That is quite... Cred că dacă foarte multă lume ar beneficia dacă ar fi 5% sau măcar 1% să aibă devotamentul să facă chestia asta cu ei înșiși. La mai multe chestii. Pot să încerc o chestie, pentru că eu pe vremuri când voiam să văd dacă îmi place o formație sau așa, efectiv luam toată discografia și băgam. Așa am decis că I'm not into Slayer sau Megadeth. Efectiv am ascultat toată discografia înainte să iau decizia asta. Poate că you cannot. Nu zic că am... Ești plin? Nu există. Plin. Nu zic că inventoriu e capped. Ești plin. Edgar, nu este... Oh my fucking God, nu este posibil e, așa e, ceva. E cam capped. Am vreo armă pozest. Because I'm gonna feed shit to it. A trebuit să ai, că tu mai aveai câteva. Ah, man, da. Uite, upgrade. Vandersmash-ul aparent are... Ah, nice, nu știam. Oh, shit. Shit, I'm gonna feed... Ah, nu, stai, pozezi double sides. Stai. Stai puțin, că am și eu Vandersmash-ul. Deci am Chaos Fang. Chaos Fang poate fi nu. Pozezi double sides. Care e echipată? Care este itemul echipat? E una care pâlpâie. Asta, Punishing Sides. Da. Asta, a, da, asta e upgradată la maxim, ok. Da. Wow, și pentru, am înlocuit-o pentru 2, I'm not doing that. Yeah. Pentru fucking 2 damage, am pierdut toate. Vezi că mai ai câteva cu stack, dar sunt nevăzute, vezi ce stats-ul mai au. Ok, hai să vedem. Uite la sides, acolo. Punishing Sides, asta scade damage-ul. That's kind of shit. Yeah, bug and Vandersmash-ul ăla, că aici da, m-am vrut să dacă toate, că unele, nu știu, no, unele nu par au... toate. Cred că nu poate să aibă prefixul possessed, dacă e unică. Da, stai, cred că da, așa, Vandersmash-ul putea fi upgradat. Hai să-i dăm possessed buckler. Dă. Mână cu mână, cei cu inimă română. You weren't expecting that, weren't you? Bagă-n ea tot. Imediam asta. E nu aruncă într-o cază. Unele chestii au nume. Ah, poți să bagi și haine. Tot, orice în orice. Dau like... cam puțin. Ei, toate dau puțin. Bine, știi ceva, eu încerc să nu. Cred că nu poți să bagi chestii care sunt echipate, nu? Așa că dacă bagi toate sides-urile... Nu cred că mă las să bag chestii care sunt echipate, dar vom afla, sincer. Băi, nu știam că la unele poți să alegi și ce bonus da, să-ți dea. Da. După când ajungi la un nivel nou, întâi îți cresc toate staturile pe care le ai deja pe armă posesc și după aceea te pune să alegi încă un... poți să alegi să faci mai mare critical chance-ul, de exemplu, sau să iei un modifier nou, fire damage, shock damage, de că... Mecanica asta e destul de bună. Yeah, it's actually kind of neat. N-aș băga mai multe, aș băga... Poți să upgradești ceva ce ai deja? Keep chance, damage. Sau... Era damage, nu mă aveam. Ok, și care mai ar fi? Ăsta și avea border-ul de possessed, ok, fair enough. E border de possessed? Da, e border-ul... E border-ul de common, e ăsta gri și ăsta e un border mai... Ia, dă-i pe una care e possessed deja. Cred că... Înseamnă că și secura aia de mai sus e possessed. Înseamnă că mai e și secura aia de possessed în dreapta sus. Ai dreptate, Rusan of Zax. Bă, ce ochi are băiatul ăsta, bă! Nu știam că e un border special. Da, e... Majoritatea se numesc possessed, știi, dar... Aparent... Păi de-astea sunt unice. Bagă și la asta! Nu vreau să dau critical damage. Critical damage-ul pe arme mari cu... Dacă au atacuri rare și scurte, crit-ul nu e așa de valoros. Păi cred că și Vandersmash-ul trebuia... Da, trebuia să dau altceva, dar din reflex am zis, crit! Trebuie să bagi raw damage în el. It's gonna crit, dacă îmi dă crit, dă 50.000 damage. Da. Oh, pot să sacrific Vandersmash. Nu. Cred că pot să le marchezi ca să nu fie just crashable. Dacă prin ei, dai odată și trece prin toți? I guess. Ca sabia lui Ștefan cel Mare.
Da, a trecut prin toți. A trecut prin moldoveni, a trecut prin muzeele turcești. Da, 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 pierzi la tot. Adică dădea o dată și ieșea 5 regiuni diferite. Strength, sure, de ce nu? Ah, yeah. They felt the mighty sword of Ștefan. Da. Și piercing. Ok. Bun, hai că am bucurat. 500 și Vendor Smash e la 1000 cumva? Să mi se pare mie. Așa, deci este 500 de Vendor Smash. 533. 505. Hai să punem Vendor Smash. Am zis că joc cu din alea, cu bucklers, că-s mai bune, că au damage mai... Da, ma. Asta e cumva, cumva un fel de referință subtilă la the cricket croquet din Alice in Wonderland? Nu știu. Buta aia de cricket pe care o dă Regina? Nu știu, n-am văzut care, foarte care, mult care Alice de fapt, content. Care de fapt, de ce mă duce pe mine cu gândul aia? Pentru că erau păsări flamingo împietrite. Ah, ok. Și drepte și asta e pasăre, bird-like, vezi? I don't know, man. Edgar, după cum ți-am zis și înainte să începem, de ce toate beat-urile tale au nevoie de input din partea mea? A fost doar o observație. De ce nu poți? A fost doar o observație. De ce nu poți să... Literalmente am făcut o observație, nu mă așteptam nu, tu să fii... Nu, m-ai întrebat și ai așteptat răspuns, a fost dead air. I mean, it's like, cine nu știe ce Wonderland? Care din ele? But the original. Desenul animat? Nu, cartea. Da, în carte era asta. În carte era în carte asta. Descrie cum crochetul de oh my fucking uita God. De cricket e un flamingo. Edgar, be like, acest obiect din jocul desenat de Joe Madureira e cumva ce a descris într-un paragraf foarte lung Lewis Carroll în secolul 19? Și în mod special mă bazam pe reprezentarea din ăla, American McGee, care la fel tot așa e o pasă, un băț cu... Aia zic că n-am foarte mult contact cu Alice Media, am văzut, cred că desenul animat Disney, am văzut filmul ăla dubios cu Johnny Depp. Ăla. That's the worst Alice in Wonderland version you could see. Și am văzut The Cheshire Cats din cred că era un nivel în Jazz Jackrabbit. Ah, da, ăla, știu. Era Cheshire Cats. Ăla de groove cu șopârlele care se drogau și cu omida. Exact. Băgau baoba. Înseamnă că ai văzut de două ori Alice in Wonderland Disney. Iată. Fuck. Că și ăla tot de Disney. Yeah. Alu... Am uitat cum. Tim Burton, așa. Ah, ok. Da, e sub Disney. Păi da, că e proprietatea lor, are sens. Da. Little known fact. Rebelul contracurent Tim Burton, majoritatea filmelor lui sunt sub Disney. Și unele sub Warner Brothers, vezi Batman. Ah, da. His short reign. Hai să... Nightmare Before Christmas... Facem un mic inventar. Care mai era? Tim Burton. Edward Scissorhands. Ăla cred că e... Beetlejuice, sunt curios. Independent. Beetlejuice ar trebui să fie... Știu că Hanna-Barbera a făcut desenul. Mm-hmm. Dar nu știu sub ce e Hanna-Barbera. Uite, avem aici filmografie. Wow, e cam scurtă. Ok. Cred că Hanna-Barbera e Time Warner, dacă nu mă înșel. Da, e posibil. Păi avem așa. Sub Buena Vista are Frankenweenie, primului... Buena Vista e Disney, nu? Cred că... Da, e Disney. De asta e originalul Frankenweenie, live action cu un cățel și, mă rog, nu e animația mai decentă. Mai e și o animație mai decentă, Frankenweenie, care e sub Walt Disney Studio Motion Pictures. Sub Warner Brothers are Pee-wee's Big Adventure, Beetlejuice și Batman, ăla primul. Edward Scissorhands e sub 20th Century Fox, care astăzi tehnic e tot Disney. Da, hai deci să nu zicem că, nu, că încă nu, nu era sub nu. Disney. Atunci nu era Disney, dar astăzi a ajuns tot la Disney. Da. It just so happens, așa. Batman Returns la Warner Brothers. Ed Wood e Buena Vista, care și atunci era Disney. Wow, Ed Wood e Disney? Doamne, ce de stealth Disney movies existau?
Păi era Buena Vista, care era, era casa lor de producție pentru filme serioase, da, da, care nu erau children friendly, nu erau nimic. Adică chiar făceau filme M-rated, numai că nu știai că sunt Disney pentru că erau Buena Vista, da. Și dacă nu știai că aia e Disney, n-aveai cum să știi că e Disney. Era logo-ul lor tot castelul Disney, în principiu. Buena Vista nu cred că era castelul Disney. Nu era Disney. Ceva similar cu... Ah, ba da, ba da, era castelul Disney și era, scria, da, 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 yeah. Dar n-a părat Disney, man. Da, nu scria după Disney. Care, după care are Mars Attacks sub Warner Brothers. Iată. Sleepy Hollow, care e Paramount. Oh. Planet of the Apes, The Good One. Sub 20th Century Fox. E ăla cu, cum îl cheamă, cu Guy Pearce. Da. Care are The Best Apes, dar e the worst Planet of the Apes movie ever made. Și cu Helena Bonham Carter. Este? Păi, Best Apes, ce-am zis? No, nu NFT-ul. Când zici mie de Apes, eu mă gândesc numai la Tim Burton. După care The Second Big Worst Fish... Apes. După care Big Fish, pe care nu l-am văzut nici până acum, sub l-am Sony. Văzut. Despre ce e vorba? Eu... Vag, așa, okay, short. Atent. Cum l-am interpretat eu când, când eram mic, poate, da. Poate l-am interpretat greșit, că l-am văzut destul de tânăr, e ca un fel de baronul Munchausen modern. E acest bărbat pe care pe patul morții povestește o grămadă de tall tales despre viața sa. Nu apare niciun pește mare în acest film. Interpretarea mea a fost că e minciuna pescărească, știi, cu peștele mare. Și efectiv e doar o fantezie din asta de tip magical realism, cumva, în care omul ăsta se plimbă și are aventuri și se întâlnește cu tot felul de personaje interesante și pestrițe și așa mai departe. Wow. It's cute. E cu Emma McGregor, nu? Protagonistul, dacă da, nu așa. Da. Nu este un film la care a avut... e o ecranizare după o carte. Ok. Căutam un răspuns de pentru de ce e filmul ăsta cel mai net Tim Burton film. Și nu e net Tim Burton, e doar colorat, dar nu e net Tim Burton. It's like, e și ecranizarea, nu știu câte ecranizare a mai făcut el. Că am văzut trailer, am văzut, vedeam Edward Scissorhands e concept original? Cred că da. Ok. Hai să văd acum. Pare ceva ce ar fi story by Tim Burton. Ah, ok. Wow, păi okay. Nu că este e suburban, American suburbs, da, outcast, e weird suburbia, da. Yeah. E cât se poate, e filmul Tim Burton. Da, hands. Man, the suburbs are fucking weird, aren't they? De Tim Burton. Și îmi place că în filmul Tim Burton, de Tim Burton, cu personajul rebel Tim Burton, tot timpul nu se schimbă nimic, e doar him fitting in into the suburbs, cumva. Da. Nu schimbă suburbia, nu repară cumva meaningful viețile oamenilor. Nu. Suburbia e l-acceptă. Ok, just că e un weirdo și... Suburbia ar fi și mai ok dacă l-ar accepta așa cum e, but everything is nice as it is. Ok, Tim Burton. M-a strigat cineva și am ignorat. Lol. Vezi că e ăla. Da, lumos. Așa, ce mai avem? După care, Charlie and the Chocolate Factory, sub Warner Brothers. Ăla nu e original, e adaptare. Hai că aia știm că e adaptare. E adaptare, dar it's pretty fucking bad as a movie. Ah, da, absolut. You will never după be care, him, paranteză, da. Gene Wilder. Man, F Gene Wilder. După care avem Corpse Bride. Care iar cred că este, sau nu, e o adaptare. Scuze, nu e adaptare? E based, based on original characters by Tim Burton, scuze, never mind. De ce m-am îndoit că n-ar fi un concept de Tim Burton? Da, e doar Jack Skellington, dar o tipă. E el îndrăgostindu-se de his OC, care nu e deloc Helena Bonham Carter. Da, da, exact. E just his OC. E doar his OC, care e o tipă cu ochii înfundați și cu pielea palidă. Do not steal. Ok. Oh, mă întreb cum se simțea Helena Bonham Carter când vedea chestiile astea pe hârtie acolo la Tim Burton. Oh, ce faci acolo? Honey. Ai, al cincelea OC bazat pe mine. Are you ok? Nu, o adolescentă asta just... de care se îndegosește fantoma Beetlejuice.
You know, you can just like come to bed at some point, right? Shut up. Let me do some more of C's. And then they have a happy life together. Okay, Tim Burton. But yeah. Și la fel e cu Johnny Depp. Majoritatea sunt cu Johnny Depp. Yeah, aia nu e niciun secret. După care avem, cred că e his magnum opus. Mi se pare că e, ba nu, Ed Wood. Ed Wood e by far his best movie. Dar cred că second best, close second best e Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Care este o adaptare, dar e o adaptare care se potrivește foarte mult stilului Tim Burton și I kind of liked it, ți-a dispărut capul. Ah, wow, chiar. Ok, I'm the Headless Horseman. Oh, nu! Ești, cum îl chema? Ok, sper că nu am nevoie de capul meu la un puzzle. Oh, thank God, ok. Cum îl chema pe Headless Horseman? Avea un numele ăsta ciudat. Ichabod Crane. Așa, Ichabod Crane, așa. De ce am știut să răspund atât? De câte ori îți spun, Edgar, don't stop prompting me cu toate căcaturile și îți răspund la cel mai obscur căcat, încurajându-te să mă mai întrebi și pe viitor. Păi nu, știi care e chestia? La 5 chestii pe care nu le prinzi, ceasul meu de maybe I shouldn't ask Paul scade și la fiecare a șasea pe care da. A, ok, deci știe referințele mele obscure. Ia zi, Paul, cum a fost Mars Attacks? Care a fost prima iterație a lui Mars Attacks? Hai că știi, zi. La ce te referi prima iterație, stai? Mars Attacks era, nu e neapărat o poveste, cât este o colecție de trading cards cu un text pe spate. Oh, wow, ok, nu știam pe asta. Pe aia e bazat Mars Attacks. Actually, nu o zic că nu știu asta, cred, sunt aproape 100% sigur că mi-ai zis la un moment dat, dar am uitat. Nu cred că ți-am zis asta. Dacă ți-am zis, înseamnă că am uitat. Pare ceva ce mi-ai fi zis odată. Pare genul de chestie de care o zici frecvent. Pare genul de chestie de care ești mândru că o știi. Sunt foarte mândru că o știu. That is true. Dar nu am încă că am zis-o frecvent. Și eu aș fi mândru. Că și eu am chestii din astea. Bă, știu. Deci, Mars Attacks, dacă căutați pe Google o librărie ceva, pe Imgur, un album cu ele... Și vă uitați la Mars Attacks film, o să vedeți că Tim Burton a folosit la ca storyboard. Like, sunt foarte mișto de create fiecare scenă din The Trading Cards. Încă o chestie, the Trading Card Collection de Mars Attacks era, a avea notorietate pentru că erau foarte violente. Arătau cum marțienii fac crime de război in gruesome detail. Am o întrebare despre Mars Attacks. Sunt niște trading cards din anii 60? Absolut, sunt Red Scare trading cards, da. Ok, pentru că vreau să știu de unde vine estetica filmului Mars Attacks, pentru că toată direcția vizuală, artistică este pulp de anii 60. Yep, e pulp de anii 60 și marțienii te-ai prins, sunt rușii. Yeah, let's go. Ok, și tipa aia bună în care se divizează din marțieni? Aia este în trading cards, din câte știu. Ok. Pe ea nu o să întreb what that mouth do, pentru că ne arată în film what that mouth do. Da. Dar nu sunt deloc explicite în sensul asexual. Sunt mai mult doar violente. În schimb, they do attach the head. E maximă pin-up model. În schimb, they do attach somebody's head to a dog. Respect. Și fac experimente pe oameni, numai că e mult mai gruesome. Filmul e haios, e tongue-in-cheek. Trading cardurile sunt cât se poate de serioase. Mm-hmm. Like, o să facă crime de război marțienii când vin pe pământ, fac experimente pe oameni, îi duc la gulag, așa cum au făcut și noi americanii pe japonezi. We did it beastly. ok. Da, săracul George Takei tot zice de ani de zile cum a trăit el în lagăr de concentrare de japonezi. Beastly, okay. Though. Ok, beastly. Anyway, ce mai am făcut? Deci am ajuns la Sweeney Todd. Mm-hmm. Bun. Alice in Wonderland e ăla pe care l-ai văzut și tu. Da. Ăla care se termină cu a dance number. Da. Decizia artistică of the dance number. Deci până la finalul filmului, toate momentele cringe parcă se dizolvaseră și I was happy când s-a bătut cu The Jabberwock, care n-are nimic de-a face cu Alice in Wonderland, nu contează. Avem noi acest canon extins de Alice in Wonderland, că The Jabberwock există în canonul Alice in Wonderland, whatever.
I was kind of happy with everything. Un film, you know, light fantasy, whatever. I had fun. După care a început a dance number și am murit pe interior. Și insistă foarte tare. Adică nu-i măcar un dance number natural. Nu, efectiv, e Johnny Depp mugging at the camera. Nu este, da, Johnny Depp dansând în lumea poveștii. Nu, este Johnny Depp într-un videoclip muzical de pe MTV. Yep. Este oribil. După care avem Dark Shadows, un film pe care nu l-am văzut, dar doresc să-l văd. Cred că am văzut Dark Shadows și nu mi-a rămas deloc. Mi se pare așa de forgettable, the latter day Tim Burton films. Mi se pare că Tim Burton, la un moment dat, a încetat să mai încerce să facă filme creative, adică cu ce vrea el să facă, și a încercat, la un moment dat a decis, nu, o să fac filme de Tim Burton. Eu sunt foarte fascinat de serialele astea vechi americane. Dark Shadows este o ecranizare a unui serial de genul ăsta. Chiar a existat o telenovelă cu elemente fantasy, mă rog, horror. Și m-am uitat la câteva episoade și eram foarte curios să văd ce a făcut Tim Burton cu serialul ăla. Dar încă nu l-am văzut. Și am înțeles că nu-i foarte bun. Deci, yay, no. Edgar, dar this was a triumph. This was a triumph. Ia uite, ai luat the portal gun. Tortul este o minciună. Taci. Taci în pula mea, taci. Sunt pickle, sunt pickle GLaDOS. Nu mai vorbi spre mine, Paul, taci. Paul, nu mai fă glume de Edgar spre mine. You know I hate myself. I don't want to hear myself through you. Da, da, let's not relitigate that. Avem Dark Shadows, e sub Warner Brothers, da. După care avem Frankenweenie, care este un remake al primului său film, numai că ăsta e animație. Și ăsta este sub Walt Disney, pentru că Walt Disney probabil că deținea drepturile pentru Frankenweenie. După care avem Big Eyes. Și pe ăsta voiam să-l văd și nu l-am văzut. Nu sunt cunoscut. Oh, shit, trebuia să... E un film biografic despre... Helena Bonham Carter. Ce scuze la doamna Helena Bonham Carter. She does have big eyes. I'm sure she's aware of it. Despre o artistă numită Margaret Kane, care mi se pare că avea un stil vizual foarte, foarte ușor de recunoscut, dacă ar fi să ghicesc. Făcea ochii mari în desene. Belea ochii. Nu, desena cu ochi. Da, desena cu ochii mari, oameni. Ok, am înțeles. Da. E un film biografic despre această artistă. Ok, the first anime. Care... The first hand, da, artist, am înțeles. Nu cred chiar că... Nici măcar, e foarte, foarte late. Deja există anime-ul. Da. Dar dacă ar fi să ghicesc, că probabil că e un film biografic în care toată lumea are ochii mari adăugați digital. Oh, nu, ca Alita, Burton... ca Alita, Donna Battle Angel, Alita, why does that exist? Nu știu, e foarte creepy, n-am văzut filmul și nici nu doresc să-l văd, pentru că mi se pare, din trailer, mi se pare foarte unsettling, like, ce-am văzut. E efectiv the anime waifu, știi care e faza? Like, e un manga, un manga, da, în care pot doar să bănuiesc că toată lumea arată așa, dar cineva a luat decizia, da, că în tot restul filmului toată lumea arată normal și doar Alita the Battle Angel este the anime waifu. Nici măcar, are ochii, nici măcar de anime atâta. Waifu. Da, ai dreptate, ai identificat corect, toată lumea are ochii așa în manga, da, fiind un manga. Și în film doar ea. Nu numai atâta, dar filmul e foarte... foarte curat. I am familiar with the manga. E foarte dark și grim și gritty. Știi ce e filmul? Filmul este un genul ăla de film Disney sau Nickelodeon de pentru, nu pentru copii, dar young adult, despre tearing down the system, dar in a very sanitized way. Da, și manga-ul este cu child soldiers, numai că the children soldiers sunt androizi. Da, ai văzut Tomorrowland? Da. Același vibe. Mi-a plăcut Tomorrowland, honestly. Yeah, sure. I kind of liked it. În principal pentru că s-a ocupat de acele proprietăți Disney care sunt uitate chiar de Disney. Toată chestia cu Epcot și cu World of Tomorrow. Mi-a plăcut mai mult estetica decât filmul în sine.
Păi Tomorrowland nu se bazează pe... Yeah. Nu erau niște o colecție de ride-uri? Era una din zonele din Disneyland? Ba da. Se bazează pe vibe-ul ăla de World Fair, nu? Da, este. Invenții, din, chestii. Din care făcea parte și acea zonă numită Epcot. Mă rog, era un living space. Vrea să fie cel mai de viitor living space ever made. Era o perioadă din viața lui Disney în care chiar plătea bani, plătea oameni să-i designuie The House of Tomorrow. Da, tot știu că el, The House of Tomorrow. Știu că el avea visul ăsta cu utopia aia libertariană în Florida. Florida. Florida? Nu, dar e un rapper. Nu. Păi da, chiar e un rapper. Se numește Florida. Bine, nu mă cred. Eu am inventat această pronunție. Avem Big Eyes, așa, asta este de... Oh, Big Eyes e făcut de The Weinstein Company. Oh. Oh. What have they made? Oh, e o Pulp Fiction. Știu, toate filmele lui Kevin Smith. Yeah. F. Chiar și Dogma. F. F. Ia, yeah, Dogma e tu tot sub Miramax? Trebuie să fie. Nu cred că e ceva care să nu fie sub Miramax. Să fie. Ceva de Kevin Smith vrei să spun. Da, de Kevin Smith. Production company nu e făcută Kevin Smith cu banii... Ok. Production company, da? Da, vine cu banii acasă. E VSQ Productions, e compania lui. Fuck, man. E distribuit de Miramax internațional doar. There we go. Ce pula mea? Deci, yeah. Mai avem câteva filme. Mai avem Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ăla nu l-am văzut. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Dar nu e doar desenul ăla animat cu Blue și cu... Nu știu la ce te referi. Care? Era Casa Foster. Casa Foster, da. N-am fost pe fază. My bad. You just got Edgard. E ok, da, dar yeah, I know when I've been got. mi-a plăcut și e cu Eva Green. Iauzi, ok, sună ca un film care mi-a plăcea și mie în acest caz. Eu zic, Pau, ar trebui să încerci. Aș încerca, nu să te mint. Cred că chiar e primul film pe care l-am văzut cu Eva Green. Really? 2016, da, 2016 filmul. Damn, târziu. Târziu, știu. N-am, mi se pare că Penny Dreadful sunt greenhead de mult mai mult timp. Oh, nu. Penny Dreadful a fost înainte de 2000, a fost după 2016. Da, Penny Dreadful a început de vreme, a jucat și în 302 Rise of Testicles, cum dracu i-a zis. Nu, n-am văzut sequel-ul la căcatul ăla, nu. A jucat în filmul franțuzesc The Dreamers, care este desigur un film cu incest și cu iubiri interzise, ca toate filmele franțuzești, de altfel. Nu știam că toate filmele franțuzești sunt scrise de colegul lui Justin Roiland. Cum îl cheamă? Dan Harmon. Dan Harmon, dar nu știam că sunt scrise de Dan Harmon toate. Pentru că incest, dragi ascultători. Tu n-ai voie să faci gluma asta, tu nu știi, tu n-ai fost acolo când Dan Harmon ne-a dat episodul cu incest din Community. Am înțeles că a băgat incest și în Rick and Morty. Da. Episodul cu incest din Community literalmente are un personaj la final explicând cum, salut, eu sunt și eu am scris episodul cu incest din Community. That's kind of funny. Incestul e așa, e această chestie tabu care se întâmplă. Literalmente asta zice și omul ăla. Hei, știai că există foarte multe bla bla care sunt consentică toți și nu știu ce și le explica. Era genul de persoană care vorbea mult mai mult decât ar vorbi cineva despre incest și like, cât să ridici o sprânceană. Pentru că știi, înțeleg toate cuvintele pe care le spui, dar de ce vorbești așa mult despre subiectul ăsta? Vai, Doamne. Știi care e partea cea mai groaznică? Mă rog, presupun groaznică pentru ascultători. That's also my take on incest. Da, absolut. Like, ok, hai să facem The Incest Boys episodul 1, acest episod. The Dan Harmons. Da. Să facem o trupă. Dan Harmon Boys.
Dar da, într-adevăr, e, ce se întâmplă între adulți care consimțesc este în toate cazurile treaba lor, dar problema de bază la incest este că foarte greu să găsești o situație în care nu există o dinamică de putere disproporționată. E foarte greu să găsești relații, da, relații da, de tip familial în care nu există dinamici. E foarte, foarte, foarte not at all ok când sunt părinți și copii, obviously, cu o dinamică chiar absolută disproporționată. Chiar și dacă nu poate să iasă din mașina de spălat, sunt convins că există și alte moduri de a ieși din mașina de spălat. Da, ok. Let's move on. După Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, care este sub 20th Century Fox, avem Dumbo, o atrocitate comisă și cred că prima lui crimă de război. Ok, nu știam. Tim Burton a trebuit judecat la Geneva. Ai văzut Dumbo nou? Nu. Live action? Din toate Disney-urile live action am văzut doar Maleficent. Maleficent e ăla ok. Nu mă interesează. Nu mă interesează niciun din filme. Deci Maleficent mi-a plăcut. Am văzut și sequel, by the way. Mi-a plăcut Maleficent. Mi-a plăcut lumea asta de fairies, de whatever. E foarte tame, foarte Disney-fied. Dar, again, pentru estetică, pentru Tomb Raider. Cum o cheamă pe la profundalitate? Angelina Jolie. Așa, pentru Angelina Jolie m-am uitat. Raider. Her best known role. Sadly, I think it is. The Tomb Raider. Cred că ea e cunoscută ca The Tomb Raider Lady. Este, m-am uitat, mi-a plăcut, dar it's not great or anything, it's not a masterpiece. Dumbo, în schimb, e o crimă de război. Și ultimul lui film, or rather show, e Wednesday, care cred că e a lui, cum foarte mulți regizori își pun numele pe serii, dar de fapt el doar a pus echipa, a legat echipa și după aia a plecat. Poate și cu un film de Tim Burton aici, vă rog. Da, basically. Și cred că este singurul lui contact cu The Addams Family, pentru că he never touched it. Explică-mi Nu știu cum. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Habar nu am. A produs și James and the Giant Peach, care probabil că a folosit cred că compania lui de stop motion, dacă nu mă înșel. Da, uite, the film is a combination of live action stop motion, bla bla bla, da, e produs de Tim Burton, dar nu e regizat de Tim Burton. Am citit până acum numai filme regizate de el și se pare că și Wednesday e acolo for some reason, dar nu cred că are el. O fi regizat un episod. Probabil, da. Cam așa fac, știi, hai că fac un episod și după aia... Eu vreau să intre banii, deci, ok? Basically. Îți pui numele acolo și e Tim Burton Production. Paul, tu de aici ce ți-a rămas așa în cap din ce ai văzut? Edward Scissorhands îmi place enorm. Yeah, it is a cute movie. I agree. Chestia aia de suburban dark fantasy îmi place enorm. Ce dracu mai place? Batman-ul original, evident. E foarte bun Batman-ul. Și 1 și 2 sunt foarte bune ale Tim Burton. Sweeney Todd îmi place enorm. I agree. Mai oare ceva ce îmi place de că... Știi ce lipsește de aici? Și lipsește pe bună dreptate, pentru că nu e regizat de el deloc. Scuze, Nightmare Before Christmas îmi place. Da, de care nu e a lui. Nu e a lui, e doar arată. Doar arată, e doar, ok. E dat produs de, de el și mi se pare că dacă el a fost coordonat de el, dar nu el a scris, nu el a regizat, nu el a făcut nimic. Tare. Mars Attacks mi-a plăcut foarte mult. Let's go, am găsit pre-order bonusul. L-ai găsit? Let's go. Oh, look at those stats. Oh, let's fucking go. În sfârșit, o legendare care îți dă chestii. Oh, look at that. Am găsit pre-order bonusul. Ești chiar Jack Skellington acum. Da. Așa, Mars Attacks mi-a plăcut foarte mult. Ed Wood la fel, e un film foarte bun.
Nu l-am văzut. Știu despre ce e vorba, dar nu l-am văzut. Este vorba de, e un film despre cum s-a făcut filmul din episodul de Seinfeld în care se duc la Plan 9 from Outer Space. Exact, exact ăla este. Și ce mai era aici care mi-a plăcut și mi-a rămas în cap? Planet of the Apes, pentru că îmi plac foarte mult. Îmi plac maimuțele din Planet of the Apes al lui Tim Burton. Planta maimuțelor. Planta maimuțelor. Ah, nu mă, trebuie să leg astea, doamne, ce prost. Trebuie să leg cele două. Ai putea spune că e o amenințare a acestor animale. Da, este amenințare. Păi, știi cum e, The Planet of the Apes, The Rise of the Planet of the Apes, The Dawn of the Planet of the Apes și The Threat of the Planet of the Apes. Exact, pe un bloc filmat, foarte low budget. Okay, din antichitate, că s-a dus în da, timp. Da, 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 exact. Exact, da. Ok, am unit cele două bile, I made the balls touch și acum... A, le-am activat și acum pot să proiectez acolo. Și? Does it clear the corruption? It does not? Deci, hai să zic, maimuțele. Cine joacă maimuțele din Planet of the Apes-ul lui Tim Burton? L-avem pe Tim Roth, of The Hulk fame și Pulp Fiction fame și... Și mai departe. E Hulk Fiction, să nu uităm și filmul. Hulk Fiction, da, joacă și în Hulk Fiction. Michael Clarke Duncan, also one of the apes, e, îl știi. Da, 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 the Green Mile Guy. The Green Mile Guy. The friendliest, Helena Bonham Carter. Biggest guy din movie history. Yep. Helena Bonham Carter, evident. Paul Giamatti. Și nu. Ții minte și ce... Fuck you, nu. Ții minte și ce este, ia zi, ce specie de primată. Era Zaius. Era orangutan Zaius. Da, da, era orangutan, da. Nu, like, crezi Paul Giamatti, da, e un orangutan. E un orangutan, e foarte bun castingul. Da. Și mai e și Kari Tagawa, care este Shang Tsung din filmul Mortal Kombat, îl știi? Oh, da, desigur, binecunoscutul actor. S-a mai jucat în ceva el care să fie așa de recognizable decât Shang Tsung în filmul Mortal Kombat? Da, e amuzant că se pare recognizable conceptul de filmul Mortal Kombat. Deci omul e prolific, by the way. Evident că e prolific, dar a fost obligat să joace în filmul Mortal Kombat. Dacă nu era prolific, murea de foame. Da, dar a rămas prolific de atunci și mi-a plăcut foarte mult că am și vorbit și la podcast și la mai multe și cred că în fiecare loc posibil când am jucat expansionul de Mortal Kombat 11 în care el se joacă pe sine ca da. Shang Tsung și mi-a plăcut că he accepted it. Dar uite, joacă și în The Man in the High Castle, e un personaj important, e... Stai să citesc numele corect. E chiar omul din castelul înalt. Nabusuki Tagomi. And I think for a change they actually casted a Japanese person to play a Japanese person in fiction. Kamayura, man. Deși cred că Kari Togawa este născut în America. Nu, născut în Japonia. Wow. Aș fi crezut că e născut în America. Chiar astăzi am discutat factoidul meu preferat, cum că Pat Morita, Mr. Miyagi, oh, Daniel-san, wax on, da. Wax you off, e un om care avea un accent american absolut normal, dar l-au pus, fă și tu, man, un accent rasist și a ajuns, oh, miso, Mr. Miyagi. Yep. Pentru că asta se întâmplă cu actorii de orice etnie în SUA, în Hollywood. Zice, a, ok, știu că te-ai născut în Chicago și ai trăit toată viața aici și ești classically trained theater actor, dar nu să ne faci un accent indian rasist, te rog. Pentru că ăsta e personajul. Oh, dear, of course I can do this. Ok, Apu, you can... Da, pretty much, here's the check. Apu, cred că era Hank Azaria, nu? Da, Hank Azaria, da. N-are nicio legătură cu India. He's an Italian American, nu? Ah, oh, the worst ethnicity.
Nu știu de ce mai numim Italian Americans. Ăștia sunt like fifth or sixth generation Americans. Sunt printre primele generații de persoane care au venit în America. Da. I'm like, if you're Italian American, nu, tu nu ești italian cultural vorbind. Ești New Jerseyan. Bă, okay? Neironic, știi că este o cultură complet diferită cea de Italian American. Da, nu, știu. Sunt știu. Episoade întregi de Sopranos despre asta. Oh, nu. Ia. Yeah. Oh, ce-ai făcut? Mi-am aruncat pe geam. Oh, vezi că ai închipuit în pământ. Ia uite, speedrun strats, așa. The glitch boy. No, okay. Trebuie să arunc statuia. Da. Oare pot să o arunc în așa fel încât să distrug barele alea? Hai să încercăm. Yeah, let's fuck around, find out. Păi da, hai să let's... Now I'm thinking with portals. Yes. Dar da, da, se întâmplă. Și da, și Italian Americans are just like, you know, da, their own thing. În primul rând, majoritatea nu vorbesc italiană și italiana pe care o vorbesc, cuvintele în italiană sunt foarte stâncite și vestigiale. Da. Sunt dublu deconectați de Italia. Pentru că ei sunt strănepoții unei minorități culturale din Italia care a emigrat. Da. Deci nici măcar italieni, nu o să înțeleagă niciun italian din nord sau din centru ceva ce spun oamenii ăștia, poate un sicilian păi ar înțelege că, ceva. Oricum, Italia este o țară foarte nouă. Italia e o țară care când s-a unificat pe la sfârșitul secolului 19? Cam așa, da. De-abia multe, nici măcar nu cred că are 200 de ani Italia ca țară. Păi ca SUA. Da. SUA e mai bătrână ca Italia, paradoxal. Și până atunci Italia era această colecție de țări cu culturi diferite, cu limbi diferite, care aveau așa doar un pic de comun. Poți argumenta că, nu știu, cultura în nord e destul de uniformă și în centru la fel. Dar Sicilia are o cultură aparte care este foarte diferită din foarte multe puncte de vedere de Italia. Și ei au emigrat cu cuvintele lor pronunțate cum le pronunță în Sicilia. Pune 5 generații între sicilienii aia și Italian American de astăzi și nu o să ai nicio legătură cu Italia. Nu știu că știi, dar sicilienii sunt la origine, au foarte mult sânge normand. Mai joacă și mai citești și teorie, paranteză, joacă-te Crusader Kings 3 cu Robert the Fox of Normandy. N-am jucat. A fost una dintre multele nații și țări conduse de altcineva, așa cum aratul Rusiei a fost fondat de nordici, de Rurik. Da. De vikingi care au zis, fuck it, vrem la și mai frig. Și William Cuceritorul, care era și el normand. Păi aia știu și eu. Am făcut. Mi-am făcut cursul în anul 2. I haven't thought with portals enough, cred. Nu știu, mi se pare avea un alt titlu William înainte să fie Cuceritorul. Probabil că nu-l chema Cuceritorul. Like, bă, dacă tu mă cheamă Cuceritorul. Nu. William the Bastard, așa. Era fiul nordicului Rollo. Era un tot așa un Northman, un viking care a ajuns la curtea Franciei. Ca să facă o alianță, practic, mă știu, Norvegia sau Suedia sau ce dracu de Danemarca sau ce naiba de nație de nordici, ca să facă o alianță cu Francia, l-au băgat pe ăsta, s-a creștinat și a zis, bine mă, hai că de azi înainte sunt și eu din ăsta, ca voi. Cum pula mea fac acolo? The father of Robert the Magnificent. Why would you do that to your son? Robert the First, Duke of Normandy, un titlu decent, also known as Robert the Magnificent. We better have been deci, very magnificent. Why am I not thinking with portals? I don't know why you're not thinking with portals.
Două secunde, scuze-mă, I'm gonna be involved now. Ce trebuie să faci acum? Apeși pe la două, am văzut, deschizi aia. Deci când apeși pe la două, se deschide chestia asta să pice jos și se deschide acele din alea, acele bare. Așa. Na, și jos, eu pic pe acolo pe sus, în forma mea statuară, oare așa, trebuie să mă, oare trebuie să mă, și mă aștept să mă să fiu propulsat în... prin acele... Păi ce ar fi să faci asta în timp ce cade statuia? Să o transformă înapoi în timp ce cade statuia? Deap, mă gândesc. Ca să ai momentumul ăla. I don't know. That's a bold choice, hai să vedem. Nu știu dacă jocul poate să facă chestia asta. Hai mă gândesc că îmi pare fie mai mult un cutscene decât altceva, dar mă rog. Vedem. Vedem, dar da. Tim Burton ca Tim Burton, Paul. Dar noi am văzut chestii serioase săptămâna asta. Săptămânile trecute, Edgar, am ratat cea mai trecute, serioasă chestie din istoria televiziunii. Ne-am uitat la The Last of Us episodul. They made Ron Swanson gay. I mean, he fits very well. Ok. Este zona spoilerelor de The Last of Us. Spoilerele de The Last of Us. Începem cu episodul 3, pe care probabil l-ați văzut deja, dar o să continuăm și cu 4 și cu 5. Deci 5 massive spoiler. 5-ul nu, că n-am văzut. N-am băgat să văd 5-ul. Ok, fai cu 4. Păstrăm pe data viitoare. Deci am văzut 3-ul. Da. 3-ul este acel nu pot să schimb, nu e un cutscene. Da. 3 este acel episod, este episodul de tip backstory pentru Bill și Frank, niște personaje care apar și în joc, by the way, da. Și au aceeași relație și în joc, și dacă nu știai asta, fake fan. Și baza... Paul, nu e că au și în joc relația asta, dar în joc poți să ignori că e așa... Da, exact, pentru că e spusă prin backstory și prin lore și prin notes și prin body language și prin revistele porno cu bărbați dezbrăcați pe care le găsește Ellie la Bill acasă. They were just good friends! They were just roommates. Nick Offerman, îmi place că are literalmente același personaj ca în Parks and Recreation. Ai vrut alt personaj? Că l-am văzut în foarte multe roluri și la același om de fiecare dată. Iată. Din câte știu, el s-a apucat de actorie destul de târziu în viață, omul fiind tâmplar de profesie. Iată doi. Este chiar el. Și da, îi vedem pe Bill și pe Frank trăind o viață fericită împreună. Getting gay with each other. Yep. Eu n-am știut la ce să mă aștept, pentru că eu nu știam personajul ăsta. Știu vag în mare ce se întâmplă în The Last of Us. Ok, dar Bill apare, dar Bill stă tot așa într-un orășel walled off, dar nu e chiar o suburbie, și un junkyard, deci nu e chiar la fel, și Frank este deja mort în momentul în care ajungi la el în joc. Știu că joc e mult mai tragic, Frank se omoară, că era infectat. Da, și se menționează așa întreagăt relația dintre ei. Da. E mult mai complex relația dintre ei în joc, în sensul că au așa acest love-hate dynamic. Îi întâlnești oricum after the fact, la mult timp după ce s-a întâmplat totul, dar eu nu știam ce să mă aștept. Și eu, pentru mine, episodul ăsta a început ca... Doamne, la ce film mă gândesc când toată lumea dispare și the kid can do whatever he wants? Exact ăla-i vibe-ul pe care l-am avut la începutul episodului. Okay, și în Home Alone, you're right. Basically, da. Află că toată lumea dispare, vine să ia, se ascunde de forțele de ordine când evacuează tot orașul și după aia iese fericit din casă and he was prepared, pentru că he's a prepper. Și începe să își ia benzină, să-și cumpere de toate, să-și ia de toate de pe rafturi. Și mi s-a părut atât de cozy începutul episodului și eram like, wow, this is gonna be fun. Și a fost. Și a fost foarte plin de sentimente. Am trăit toate sentimentele, dar am început cu distracție. Și se întâlnește cu amicul său, his roommate. Literally, I mean, they were roommates, they were mates in the same room.
And they were mating, let me tell you. Also in the same bed. And they were very sweet. And mi-a plăcut foarte mult și de Frank. Da. Eu nu știam unde se îndreaptă relația lor. Abia când a început să cânte la pian, eram like... Na. Mă, și eu, eu m-am prins destul de repede că-s gay. În momentul în care Frank îi zice lui Bill, astăzi o să mergem la magazin, o să porți ce zic eu să porți și după aceea o să ne căsătorim, da. După 16 ani împreună, am zis, bă, ăștia doi, da. Cred că-s gay. Bă. Dar după aia I just let the episode happen and it was amazing. Este, știi, nu cred că te poți uita la episodul ăla și să nu consideri ca fiind un episod bun, o poveste bună. Mi se pare că efectiv ca să te uiți la episodul ăla. Să zicem că oamenii care se uită nu sunt toți cei mai infect homofobi din istorie, că nu toată lumea zice mai infect homofob. Unii oameni vor doar să fie de partea, ghilimele, corectă a războiului cultural. Și cred cu tărie că îs acei oameni care s-au uitat la acel episod și după ce au pișat ochii au zis, a, ce pula mea, nici măcar nu era așa în joc. Și au început să-și creeze motive să nu le placă. Asta zic că mi-e foarte greu să cred că oamenii au fost complet deconectați de povestea aia, pentru că e o poveste foarte frumoasă. Și foarte bine spusă. Yep. Ia, atât am despre episodul 3. În caz da, că vrei să nu, eu am încă o chestie despre episodul 3. Zi. Deci e unul din zero că bagă toate chestiile astea în plus, care nu era un joc, dar, ca de obicei, pe finalul episodului reușește să-și facă redemțiunea, pentru că Joel și Ellie găsesc hainele din joc și le iau pe ei. Ah, oh, wow, n-am observat chestia asta, că nu știu. A devenit din nou watchable pentru mine în momentul ăla. Ah, ok. Până când le lasă haine de schimb și așa, efectiv își ia Ellie tricou peste bluză și Joel își ia bluzița cu carouri și da. Mie mi-a plăcut că erau foarte bine pregătiți și echipați pentru drumul lung pe care îl urmează să-l facă. Cum fac să mă arunc acolo? Nu știu, vezi să mă uit, ia că mă uit. Stai, nu mă stai, you can charge the portals. De ce nu mi-ai zis rău chestia asta? Dar n-am fost eu atent. You can charge? În ce sens? You can make a supercharged portal, fii atent. Is it supercharged? We're gonna find out. Are you doing it, honey? Nu, are they in the same room with us? Ce-mi pula mea, Edgar. Vezi? Da, măi, dai de fucking frate. Super charge. Bine că mi-am amintit din 2012 când am jucat jocul ăsta. Nu poți face asta. Fucking Christ. Și e și prost telegrafiat că se aprinde foarte puțin și numai la margine. Da. Cursorul, anyway. Mă rog, asta e pentru că am pus deja portalul, de aia e așa. Înțeles. Bun, hai că acum putem progresăm. It was nice. Și erau foarte bine echipați pentru drumul lung ce urmează să-l facă în continuare. Episodul 4 din nou comite o infracțiune de neiertat pentru mine. Sunt în Kansas City în loc să fie în Pittsburgh, cum sunt în joc. Un-fucking watchable. Nu pot să mă uit la așa ceva. Eu în schimb, am fost foarte trist că au pierdut tot acel echipament și da, man, doamne, cât gear aveau pe ei și l-au pierdut pe tot. După aia m-am întristat un pic, că eram fericit. Mi-a plăcut că era, it was a road episode o bună parte din timp. Da. Și a fost foarte cozy, cum stăteau ei și evitau drumurile, mă, s-au dus în pădure să doarmă. It was just a cozy episode. Am observat că episodul ăsta face chestia aia de The Last of Us 2, în care încearcă să ne umanizeze raiderii pe care îi genocidează Joel în primul joc. Pentru că tot timpul, okay. Naughty Dog tot timpul a avut problema asta, că fac niște jocuri în care comiți genocid, omori sute mii de oameni și protagonistul nu pare deranjat de chestia asta, atât la Uncharted cât și la The Last of Us. Și ăștia erau doar niște raideri, hunteri, cum le spune în
Da. În lexiconul The Last of Us. Și mi-a plăcut că a adăugat acest element în care, deși da, voiau să comită atrocități și să comită o ucidere împotriva eroilor noștri, da, totuși erau umanizați prin faptul că ne arată de unde vin ei, ce s-a întâmplat cu Quarantine Zone-ul. Mi-a plăcut chestia asta și că pare să ne dea niște o dinamică de grup. Grupurilor erau doar inamici pe drum. Sunt pe altă tabără doar, that's it. Da, exact. They're just like us for real. Da, și că e mult mai nuanțat chestia asta. Yeah. Bun. Asta despre... Nu știu, dacă mai vrei tu să zici ceva despre episodul 4? No, cam atâta. Vreau să zic sfârșit... că e cel mai bun The Walking Dead pe care l-am văzut vreodată. Da. În sfârșit, Joel chiar comite combat în, da, în episodul ăsta. Mult mai bine ca mine în joc, vreau să adaug. Dacă vrei, putem vorbi despre episodul 4, că mă îndoiesc că se întâmplă ceva... 5, scuze. Pentru că mă îndoiesc că se întâmplă ceva care să mă surprindă, întrucât la finalul episodului... Episodului 4 apar Henry și Sam și pot să intuiesc deja care este parcursul episodului 4. Episodul 4 5. Episodul 5 se termină tragic cumva? Da. Atunci știu exact ce se întâmplă în episodul ăsta. Ok, there you go. Eu nu știam, eu nu știam cine sunt personajele astea, am fost surprins de ele. Mie îmi place că eu neștiind aproape nimic despre The Last of Us, holds up very well fiecare episod. Mm-hmm. Și cu twist-ul și cu tot. Și cred că e un serial bun ăsta. Ce v-am spune că e un serial bun. Bă, ce, parcă poate nu tot timpul chestii la care se uită toată lumea sunt proaste. Hai să nu exagerăm. Dar să termină tragic. Vei să zic ce se întâmplă. Poți să zici, adică nu, chiar sunt convins că știu în linii mari tot ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă cu grupul de inamici, ca să le zic așa, de care... Acea umanizare de care te bucurai tu și o lăudai, vreau să zic că hai să nu ne lăsăm purtați de vânt, că Kathleen, da. E foarte comically evil. Yay! Dar e ok, pentru că vrei să... She is the crazy lady next door din Two and a Half Men, deci... Vai, ea era! Ea holy este. Shit, ea este! Nu știam de unde o știu! E chiar nu Rose din Two and a Half Men! Oh my god, de acolo știam! Yeah, the crazy stalker neighbor! Yeah, well, ce să zic, she gets her comeuppance în 5. Yay, comeuppance. Dar nu de la eroii noștri, ci de la o hoardă de zombie. Nu, voiam ca Joel să o omoare brutal și violent și după aia o să zic, oh, he's just like me, el este protagonistul, Joel is the good guy. Deși îți spunem în mod clar că a fost și el raider la un moment dat, condus tot de necesități. Ăla e un moment din The Last of Us care cumva trece pe deasupra capului tuturor oamenilor care se uită la el. Când Joel zice, când recunoaște ambuscada, recunoaște capcana, da, și zice, da, I've been on both sides. Yep. Și it's kind of glossed over. Yep. Căci și el a făcut ce fac și ăia. Chestia moral rea, pe care jocul ți-o prezintă ca fiind moral rea, a făcut-o și eroul nostru. Și o faci chiar tu, cu mâna ta, cu gamepad-ul în mână, în joc, da. Și de-aia se întâmplă ce se întâmplă în 2. Nu este spre surprinderea nimănui. Joel is not a good guy. He may care about Ellie, but that doesn't mean he's a paragon of justice. Okay, he can do wrong.
He can do some wrong, știi? Da, Joel can do some wrong as a treat. And boy, he sure did some wrong. He's the treat boy. Trebuie să joc, măi, dar știu să pare pe PC, vreau neapărat să joc jocurile, că vreau să joc, vreau să ajung, vreau să joc și eu doiul și mai mult pentru doi, vreau să joc unul cap coad odată. Oricum nu o să poți joci doiul o perioadă de timp. Știu, dar o să am timp să o să apară, o să apară, la un moment dat. Să mă bucur de unul, cum trebuie. Dar da, yeah. Cam atâta din nu serialul, cred că am cheie din asta. Nu, te de mare succes The Last of Us, care decurge acum sub privirile noastre. Neputincioasă. Exact. În rest, am râs un pic când am văzut reacțiile absolut turbate a câtorva oameni de pe internet la episodul cel mai bun. Să nu-ți episod, placă Bill and Frank's Excellent Adventure. cel mai bun obiectiv, cel mai bun episod de până acum din The Last of Us și one of the few good episodes din seriale în ultima vreme pe care am văzut vreodată. Dar am râs la reacția turbată a unora la acel episod. Momentan stă la un confortabil 8 pe IMDb, ceea ce este o dovadă clară că internet poți, rating systems are that hard, da. Nu, nici măcar că you can't review bomb that hard, că da, într-adevăr, nu am mutat foarte mult nota, dar dacă e să o iei așa, vezi episodul ăla și după aia vezi care nota 8, something doesn't click there, it should be a 9.8 or something. Whatever, internet rating systems are shit în general. Dar da, yeah, that's it. Nu o să citesc acum homofobie dacă vreați voi ascultătorilor. You can read them on your own, they're horrible. Știm pentru ce veniți aici, dar azi nu vă dăm homofobie. Da, știm pentru ce veniți la gând pe canalul ăsta. E canal de gamer, dar nu. Azi nu, dar ascultători. Yeah. Am atât. Am mai văzut eu ceva, Paul. Ce ai văzut? Am văzut Wakanda Forever. Edgar, vrei să știi la ce m-am uitat eu fix înainte să înregistrăm aici? La ce? Să ai mei în oraș și taic meu e huge Marvel head și nu văzuse și voia să vadă Wakanda Forever. La ce? Ai, let's fucking go! Tocmai ce-am văzut și mi-e fresh în minte Wakanda Forever. Oh my fucking god, let's fucking go, ador chestia asta. Nu s-ar fi întâmplat altfel, s-au aliniat planetele. Literalmente nu m-aș fi uitat la Wakanda Forever dacă taică meu nu ar fi vrut să vadă Wakanda Forever. De ce nu fac eu playthrough-ul ăsta cu taică-tu atunci? Vorbim mai de Marvel. Stăm 5 ore, episod de 5 ore. O să mă sune taică mea să-mi zică, bă, mi-a zis Edgar că în comicuri erau un... Stăm și vorbim și compară. Comparăm diferențe din comic și de ce ne-a plăcut la film. Zi, Paul, că tu ești, you have the outsider perspective on this. Ce ți-a plăcut? Cum a fost filmul? Ca orice film Marvel, e un film de acțiune solid, evident, dar, doamne, nu, doamne aia, cât de soulless au ajuns filmele Marvel, doamne. Like, nu că ar fi fost cine știe cât de bune înainte de Endgame sau așa, dar se mai legau, da. Așa, doamne, deci prima jumătate de oră din film, insuportabilă. Insuportabil, toate glumițele și glumoanțele și... Ce glumițe și glumoanțe că îl mormântează pe fratisul? Nu mă, Manu, sunt și glumițe. După bucata aia, când încep să meargă la să găsească The Scientist și toate interacțiunile cu Martin Freeman și efectiv Martin Freeman cu Elaine din Seinfeld, mă rog, scuze, cu Meyer din VIP, cu Selina Meyer și zice, my ex-wife, e efectiv memele alea cu Marvel dialogue, cu he's standing right behind me, isn't he? Insuportabil. Mi se pare de ciudat că fascinant că a rămas acea atingere a lui Joss Whedon permează în continuare prin filmele Marvel. Păi că pentru că Avengers a fost primul care a rupt cu adevărat. Yeah. Și evident, eu nevăzând nimic între Endgame și acum, spune și mie când a ajuns Elaine din Seinfeld, directorul S.H.I.E.L.D.? O să te enervezi. Dar a ajuns în seriale. Oh, wow, ce enervant.
În care din ele? În Captain America, Winter Soldier? Cred că în Winter Soldier, da, nu l-am văzut pe ăla. El e singurul pe care nu l-am văzut și nu ții minte când să fie ajuns ea, nu cred că e șeful SHIELD, cred că e ceva high ranking official, okay, dar anyway. Dacă ar fi să ghicesc în ăla, da. Nu e, așa. Dacă vrei să ții pasul, să vezi tot pachetul, tot, nu mai e ca înainte cu Agents of S.H.I.E.L.D. era un bonus extra outside of the con. Nu, trebuie să vezi serialele. Altă chestie care mi-a displăcut profund e că e literalmente același conflict ca în primul Black Panther. Yes, but now e eternul conflict între Malcolm X și Martin Luther King. Păi altfel, cum să-i să facem filmul nostru etnic? Da, ok, man, da, am înțeles. Este foarte multă, foarte multă traumă și îndurerare acumulată în colonialism și în sclavie și în segregare și în astea. Și trebuie să își găsească toată lumea pacea ori prin acceptare, ori prin răzbunare. Da, ați spus deja povestea asta cu un villain mult mai compelling din Killmonger și mai relevant timpurilor. Da, mult mai compelling decât omul care îi conducea pe Avatar The Way of the Water. Inamicii din acest joc sunt Avatar The Way of the Water. Chiar sunt Avatar The Way of the Water. Hai să dau un pic de context că ai reacționat acum și poate că lumea zi acum dă formă ceea ce am spus. Wakanda Forever este continuarea directă a lui Black Panther, practic. Da. Moare off-screen de o boală nemenționată, Black Panther, pentru că s-a murit actorul. Da. Și l-omoară și pe personaj. Într-un fel, you know, puteau să-l facă CG. They can do that. Ar fi fost moartea filmelor Marvel. Nu e de parcă nu s-a mai întâmplat chestia asta cu actori morți? A făcut cu Peter Cushing, care murise de foarte mult timp. Și a făcut și cu... Și a făcut cu Carrie Fisher, care efectiv nu terminase de filmat ceva ce știm că ar fi vrut să... Adică e un film la care lucra în mod activ în momentul în care a murit. Dar știi foarte bine că ar face-o dacă ar ști că nu e backlash. Dacă ar ști că they can get away with it, dar nu cred că ar fi putut să scape cu chestia asta. Nu, pentru că Chadwick Boseman e un actor destul de cunoscut și a murit atât de tragic și atât de tânăr și nu a murit în timp ce filma Black Panther 2, așa că nu cred că puteau să facă așa o chestie atât de cinică, să îi ia fața, să o digitalizeze și să facă Black Panther 2 cu Chadwick Boseman. Așa că Black Panther 2, Wakanda Forever, continuă povestea cu sora lui, cu Shuri. Da. Care îmi place foarte mult ca personaj. Da. O să mărturisesc ceva acum. Eu m-am uitat cam la toate filmele Marvel, chiar și după Endgame, în continuare, și la seriale. Cred că doar Winter Swordsman și cu The Black Eagle nu am văzut, sau cum se numește. Ăla e singurul pe care l-am văzut, pentru că am vrut primul episod să mă uit, am încercat să mă uit la primul episod și când am văzut că inamicii sunt numiți The Flag Burners, am zis, dă-te-n pula mea, și am închis și n-am mai uitat. Și eram absolut convins că o să trateze acest subiect foarte delicat cu delicatețea unui studio mare care nu vrea să supere pe nimeni, încât de ce pula mea mai încercați să faceți chestia asta? You're not gonna do it well. Shut up. Și după aia m-am uitat la video despre acel serial și într-adevăr l-au făcut ca l-au tratat cu curul subiectul. Dar eu mă uit la toate filmele astea și să mor, Paul, dacă le mai văd ca filme. I'm just watching a long comic book arc at this point. Eu sunt obișnuit cu chestia asta. Sunt obișnuit cu overarching plot lines, cu chestii minore menționate într-o parte care se manifestă în altă parte, în altă poveste. Mă uit la ele ca la like, the world's slowest comic book în punctul ăsta. Berserk.
ceva de genul. Berserk, dacă ar fi The Berserk Universe, cu un număr special cu Griffith, o serie specială cu Casca, whatever, sunt mai multe. Și mi-a plăcut Wakanda Forever. Mi-au plăcut adaptările pe care le-au făcut cu atlantenii în filmul ăsta. Faptul că sunt niște asteci care au mâncat o plantă similară cu planta pe care o mânca Black Panther. O mâncă baobă. Ceva de genul. Și numai că lor le dau puteri de apă și lui Black Panther i-a dat puteri de basically Captain America for some reason. It's basically Captain America but black. Mi-a plăcut adaptarea asta. Îmi place foarte mult personajul Namor, care este dintr-un motiv ce mă depășește. E un moment în filmul ăsta în care ei vorbesc astecă. Da. Cu subtitrări. Da. Acum zic mai mult pentru oameni, you already know this. Dar acum și ție zic chestia asta, dacă ți-a rămas în cap momentul ăsta în care Namor rostește un battle cry în astecă. Da, și în subtitrare este Imperius Rex, da, care este latină. Eu credeam că a fost deci ce a fost? Puteai mi-o pus pe română subtitrarea. Și credeam că de acolo. Nu, nu e de acolo. Ok. Pentru că asta este his catchphrase din bandă desenată. Nu. Pentru că pe el îl cheamă Namor, care este efectiv Roman. They are water Romans în bandă desenată. Pula mea. Deci originea numelui lui în această reinterpretare în care e este mult mai bună, e mult mai bună. Da, dar e tot proastă. E mai bună decât Roman backwards. Infinit mai bună decât Roman backwards. E tot rea. Este pentru că da. un preot catolic când vine să-i da. Colonizeze și el își folosește superputerile să-i oblitereze, îl blesteamă, îi zice El Niño sin amore, adică băiatul fără iubire. Și din acel sin amore își ia numele Namor și este atât de fucking lame. Dar e mai bine decât Roman backwards. Sin amor că e spaniolă, nu e italiană. What fucking ever. Păi da, care sens că e Namor. Du-te la America Express, dacă știi așa de bine. Este Ciao Bella. Ciao Bella, o să-mi iau acest nume, îmi place. Asta nu, zis Obel. Delia. O să te cheme Obel. O să te cheme Obel. E infinit mai bună decât Roman backwards. Dar da, Imperius Rex este his catchphrase din bandă desenată și mă uitam, aveam gura căscată în momentul ăla, când am, why the fuck would you even do this? De ce? Ca să faceți cu ochiul la ăia trei oameni care știu his catchphrase din bandă desenată, atâta, merită să sacrificați care? Integritatea acestei povești care este cât de cât ok ca el ca origine, e cât de cât ok. Nici măcar nu să avem... vă futeți pe ea. Pentru că nu avem contextul personajului, adică personajul nu are un motiv să spună fraza asta, nu are niciun legătură cu Imperiul Roman, e un mezoamerican care a crescut în fucking America Centrală. Da. În fine, e o tâmpenie. E un wink to me, dar pe mine m-a enervat. Și probabil câțiva oameni care au făcut wow, a zis replica lui din bandă desenată fără să se gândească că n-are niciun sens să zică Imperius Rex mezoamericanul în limba lui. Rund. Yeah, whatever. Mai neva chestia. O introduce pe personajul pe care l-am instant am știut despre cine e vorba, deși nu sunt comic book. Riri Williams? Pe Riri din pe viitorul Iron Man. Lover, și în bandă desenată și în... Deci, pentru cine nu știe, la un moment dat a apărut acest zvon că, că îl schimbă în Marvel, în cronologia Marvel, o să-l schimbe pe Iron Man cu o fată adolescentă de culoare.
realitatea fiind ca de obicei complet alta, și anume că e acest personaj, Riri Williams, care e o fată de știință foarte gifted și practic o ia Tony Stark ca protejată, ca similar cu Batman of the Future, Batman Beyond, nici cum vreți să-i ziceți. Ideea e că Tony Stark rămâne personaj în banda desenată, nu se schimbă absolut nimica. Similar cu când l-au făcut pe Thor femeie și de fapt Thor e un personaj important în acel arc în care... Îți mai zic eu unul bun, când l-au făcut pe Superman gay. Da, 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 că de fapt... atunci okay. e vorba de arcul ăla cu fiul lui Clark Kent, care e Da, e arcul cu fiul lui Clark Kent, da. E exact aia. Dar știrea a fost Super că e Superman gay. Superman, da. Da, nu, știrea a fost că Superman e gay acum. Da, știu, aia e chestia, că tot timpul așa se interpretează. Când apare un personaj complet altul decât personajul principal, pentru că niciodată nu renunță la personajul principal, pentru că ăla îți vinde benzile desenate. Ah, vai, acum l-au făcut pe Superman gay, l-au făcut pe Iron Man o fată de culoare. Thor e femeie. Da, Thor e femeie și în arcul ăla cu Thor femeie, tot Thor bărbat are un rol, cel mai important rol și apare cel mai mult în poveste. Deci există în comics, există o perioadă, un run întreg în care Jane Foster e Thor și Thor nu apare, dar în originea acestui arc și în finalul, în concluzia acestui arc, Thor e the main character. Da. The man Thor. Deci nu e nimic prea transgresiv aici, doar pentru că o perioadă au încercat cu Jane Foster as Thor. Și a vândut foarte bine. Adică nici măcar nu de aia au era unul din argumentele ratațiilor ăsta care se plânge chestia asta, că nici măcar a vândut, it tanked. No, it didn't. It sold well. People go woke, liked go it. Broke. Only the opposite, though. E Wakanda Forever. It was nice. Da, ok. Mi-a plăcut momentul în care în backstory-ul lui Namor, când se întorc ei din mare și se răzbună pe spaniolii conquistadori. And again, filmul încearcă să-l facă pe el ca fiind this ruthless guy, dar răspunsul lui este adecvat. Da, pe același conflict pe care l-ai și cu Killmonger în... Da, în știu, primul Black Panther, în care he does make a lot of sense, are dreptul să fie atât de supărat. Da. He makes more, Namor makes more sense și acțiunile sale sunt justificate și mai mult decât la Killmonger, care, să zicem că Killmonger este un pușt modern, e like he was born now, și el are această reacție for lack of a better word, la chestii care s-au întâmplat în trecut, dar Namor se răzbună în momentul ăla în care au venit colonialiștii și au înrobit poporul. Da, dar el acum în prezent el vrea să facă preemptive strike, vrea să distrugă. Dragiul pe care îl are el acum în prezent, da, nu, zic de momentul ăla din backstory, da. În care el acționează violent. Da, exact, nu este cineva care a citit o carte de istorie și a zis, nu, știi, adică chiar omul are contextul istoric pe care l-a trăit. Pe pielea lui și e bătân de mii de ani. Da. Sute de ani, scuze, nu mii de ani. Vreau să minimizez efectele prezente pe care le are. Nu. Pe care le au rasismul, segregarea și așa mai departe. Yeah. Doar în contextul ăsta Namor, Roman spelled backwards, te urăsc, are un motiv mai legitim și mai personal decât Killmonger. Namor în benzile desenate e evident luat direct din mitul Atlantidei. Da, scuze, nu zic mai legitim, doar mai personal. E mai personal pentru că s-a întâmplat exact în momentul ăla. Atunci au venit spaniolii și după aia s-au întors ei din apă și au zis muie și i-au omorât. A zis, ok, Avatar, The Way of the Water. Trebuie să văd și ăla. Nu cred că o să... Adică, De ce trebuie să vezi Avatar, The Way of the Water? Pentru că vreau să-l văd. Nu vreau să mă duc la cinematograf sau ceva. Vreau să-l văd. Tot. Nu recomand nimănui. This is not an endorsement of Avatar 2.
Doar că sunt eu foarte curios să văd ce dracu se întâmplă în ala și... Deloc curios. Este primul, The Hogwarts primul este... Legacy pentru mine, of movies. Primul este cel mai banal film pe care l-am văzut vreodată, cu tot cu efectele alea speciale. Să-mi bat picioarele, m-am plictisit complet la unul. De ce te aștept să fie altceva? They're moving the story forward, cred. Nu știu, sper. N-am nicio, nu știu nimic despre 2, by the way. Sper și eu că au zis, gata, am făcut the establishing movie, acum vom spune o poveste unică în lumea asta. Mm-hmm. I don't know. Zic și eu, sper. Îmi place când Avatar The Way of the Water zice, am Avatar The Way of the Watering și Avatar The Way of the Waterează peste tot. Face spluj. Dar în momentul de față, Avatar The Way of the Water meu favorit este Wakanda Forever. Am înțeles. Și abia aștept să văd și următoarele filme. Trebuie să mai apare Quantumania, acum următorul, care e cu Ant-Man și îmi pare rău, dar e și Evangeline Lilly și trebuie să-l văd. Glumesc, eu scuz asta, mă uit la el oricum. Stați liniștiți, dragi ascultători. Doar că... Cumor marketing. Doar că mai am și un motiv în plus să mă uit la el. Cumor marketing. Evangeline Lilly, Paul. Nu înțelegi. Tu nu înțelegi. Oh, trebuie să mă duc să mă uit la Hobbit, la cinema, pentru că Evangeline Lilly e în el. Da, exact ăla a fost motivul, ai o problemă cu asta? Fața lui Edgar complet sweating fucking bullets când află când DLC-ul de Hogwarts Legacy e Evangeline Lilly. Nu, don't do this to me. Oh my god, da. Trebuie să mai apare câteva. Am o idee. De fapt, e destul de clar care o să fie the main bad guy acum și I think știind care e the main bad guy în nou arc mare de Marvel MCU, are sens de ce a durat atât de mult să-l clădească, să-l Încă nu l-a tizuit, încă nu știm cine e vilă, nu. E destul de cunoscut deja. Pe Thanos îl arată destul de devreme înainte să apară ca personaj efectiv să facă chestii. Apare prima oară la finalul lui Avengers 1. Da. E o figură umbrită. Da. Ăsta, the main bad guy, unul din aspectele sale, a apărut în serialul Loki, la final. Care e acum ceva timp. Uită-te la seriale. Ar vreau să pierzi chestii importante. Nu mai e gata, nu mai e ca pe vremul. Nu, trebuie să consum tot. Altfel nu o să aibă sens. Nu, serios acum, this is in no way an endorsement on my part of the MCU. Nu vă uitați. E I don't know. Pe streaming dacă apare și vă era îndemână sure, dar nu încercați. Este Kang the Conqueror the main bad guy. Sună oribil. E ok. Este stă nepotul Reed Richards. Sună tâmpit. Nu știu, Paul, sunt benzi desenate. Ai așteptări? Au apucat să-l bage pe Reed Richards în... Da, l-au băgat. E în MCU? Este în MCU. Apare în Doctor Strange ăla lui Sam Raimi. Ah, ok. Nu e el, este într-un univers paralel Reed Richards, dar e Reed Richards. Deci ne trebuie un film Fantastic Four înainte să facem asta. O să apară, e confirmat. Ok. Este și primit, și cât durează noua fază MC Marvel? Hai că zic acum. Ah, stai că 10 ani a durat până a apărut Thanos. Yep. Aproape 10. Ba, 10 ani, că avem așa. E din cum îi zice, e din 2008 Iron Man și în 2018-2019 Infinity War și Endgame. Iop. Păi fii atent cum avem. Avem... Ăsta e The Multiverse Saga, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder și Black Panther Wakanda Forever. Aici s-a terminat Phase 4. Acum avem Phase 5-ul.
care e cu Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy volumul 3, The Marvels, a very odd pick, honestly. Mai odd decât Shang-Chi. Odd, dar Shang-Chi e doar fucking obscur, ok? Ok. The Marvels e ciudat ca alegere. Și cred că Shang-Chi a fost mai degrabă motivat de piața chineză. Understandable. If I were to guess, Marvels e doar ciudată ca alegere. După care avem Captain America The New World Order. Ooh, that sounds spicy. Abia aștept să văd filmul antisemitism. Abia aștept să-ți povestesc. The Thunderbolts, alta alegere foarte ciudată. Ce mi-a plăcut echipă, când am văzut desfășurătorul ăsta cu faza următoare de Marvel Movies, e cât de multe chestii nu știam de acolo. Efectiv nimic cunoscut. Sunt, păi au luat the biggest hits în primele. Da. Dar au o grămadă, au atâtea chestii de care n-ai auzit. Stai tu liniștit, Paul. They can do this for it. They can do this all day, to quote Captain America. După care avem Phase 5 se termină cu Blade. Nu știu ce caută Blade în această saga de multivers, dar dacă ar fi să ghicesc, ar fi scuza lor că nu e Wesley Snipes. E Wesley Snipes, dar e Marshall Ali, care este un actor excelent. Un actor, aș putea spune că e un actor mult mai bun decât Wesley Snipes. Da. Like, dovedit. Sper că leagă cu Morbius. N-are cum să lege cu Morbius. Sper că leagă cu Morbius. Știu că Morbius e singurul film în care tu ești investit emoțional. Edgar, man who has only seen Morbius. This is giving me Morbius vibe. No, man who hasn't seen Morbius, but is really into Morbius. Tu știi că, Edgar, ai văzut trilogia Blade inițială? Da. Ai văzut că evită complet Morbius. Nu era din dreptul de autor, că aveau drepturile pentru Morbius. They just didn't want to because Morbius is fucking stupid. Da, like, nu mi-a păsat de el în niciun punct. E ca nu ca în perete, și chiar și în desene animate cu The Spider-Man. Morbius e așa, e această relicvă Bram Stokeriană. Yeah. Oh, wow, it's just dumb. He's a dumb. Nici măcar nu e anti-hero, că nu cred că a avut vreodată seria lui. Cred că probabil posibil să fie avut o dată 2-3 numere publicate sub numele lui, dar whatever. Cine n-a avut? Dar Morbius is just dumb. Blade in schimb se bate famously cu Dracula în benzi desenate. Iar noi în filme îl avem pe Deacon Frost, care se reîncarnează în zeul vampiric, zeul sângelui. Ce nume avea? Nu mai știu. Era un nume de ăsta foarte ciudat. Blood God Blade 1. La Magra, așa. Clasic. Nu știu dacă e benzi desenate La Magra. Posibil să fie, I don't know. I don't know that much Blade lore. Da, o să avem filmul Blade în 2024. Și acum Phase 6 începe cu Deadpool 3. Deadpool 3 face parte din MCU acum? Păi da, că au luat Fox. Dar primele două Deadpool-uri nu erau din MCU. Păi așa știam și eu, că făceau parte din continuitatea Fox. Cum poți să bagi Blade în MCU? Ar avea sens dacă e de multiverse saga. Da. E fourth wall breaking, îți strică tot tonul, nu știu, toată tonalitatea. Dacă ai fi să ghicesc, o să fie a pale shadow of its former self. Evident. Și abia după Deadpool 3, în anul domnului 2025, în februarie, vom vorbi despre Fantastic Four. Wow, ok. Și abia după aia, în mai, avem Avengers, the Kang Dynasty.
care ar trebui Dynasty. Să fie The Clam Dynasty, care are no. sens să vină după Fantastic Four, pentru că trebuie să-l establish mai întâi pe Reed Richards, ca după aia să vorbesc despre dinastia lui Kang the Conqueror, care face parte din dinastia lui Reed Richards. Adică jocul ăsta nu e la fel de bun ca Portal. Ești how can you say something so brave and controversial? It's really trying its darndest. Și după aia, abia după The Kang Dynasty, o să avem... Stai puțin, ce... What? Avem pe 2 mai 2025 ăsta și după aia pe 1 mai 2026... Avengers Secret Wars? The fuck? Cine nu știe, Secret Wars este un story arc în care Imperiul Skrull invadează pământul, infiltrând oameni... Oh, no, my doamne, it's so fucking boring. Like, de ce faci asta după The Kang Dynasty? It's atât de boring, The Skrull. Nu, toată chestia aia, toată chestia aia cu chestii intergalactice și Imperiul... Doamne, the Yuuzhan Vong of the Marvel Universe. Yep, it is actually very boring. Chestia interesantă care se întâmplă în cosmosul Marvel, de obicei țin de Adam Warlock, când a avut propriul lui run de benzi desenate și mi se pare că Jim Sterling, creatorul lui Thanos și mai multe personaje Marvel, a extins cosmologia Marvel cu tot felul de entități esoterice, The Living Tribunal, Eternity și alte ființe de astea omnipotente. That's the only fun Marvel space shit that's going on. Când încep să vă să apar povești cu the Kree Empire și cu the Skrull Empire, I zone out. Au tot încercat să-mi arate de atâtea ori și they're always so fucking boring. Yeah, we get it. The Kree sunt SUA spațială și the Skrulls sunt Palestina spațială. We get it. Oare de ce sunt atât de nervos din moment ce oricum nu mai pasă și nu mai sunt investit în continuitatea asta? Trebuie să aminte cât de plictisitor sunt. Da. E reacția corectă pe care ai avut-o. Whatever. Oh, Jesus fucking Christ. Statea chestii planificate, nici nu știu cum e fezabil pentru el. This is not something you can keep up. Ce să zic, le doresc care, baftă. Deci, în momentul de față, ei sunt conștienți de faptul că the X-Men, people want to see more X-Men movies. Sunt conștienți. N-am văzut nimic cu X-Men până acum aici. They're keeping that as a trump card. Apare în schimb Deadpool, a thing that nobody ever asked for în universul Marvel MCU. Și Fantastic Four e their second biggest trump card aici, pentru că Fantastic Four... au o istorie foarte blestemată cu adaptările cinematografice. Da. Câte filme Fantastic Four există? Mai făcute? Mult cu unul. Mai mult cu da. Unul decât ați crede. Ăsta e răspunsul corect și pe care Edgar îl așteaptă. Pentru că există un film atât de prost încât a fost unreleased, l-au făcut doar ca să păstreze licența. Nu. Scopul lui inițial a fost doar ăla, să păstreze licența. N-a fost niciodată menit să fie publicat. Dar chiar și așa, da, Fantastic Four sunt notori deja și dai seama că ăsta făcut de Marvel o să fie ok. It's gonna be decent. Avem deja o listă de actori, ceva confirmat. Da, e... Probabil I hope they make job. Everyone trans. I hope so too. John Krasinski probabil că o să fie Reed Richards și în ăsta. John Transinski. Well, yeah, he actually was very good in the Multiverse of Madness, Reed Richards. Unde mi-a plăcut că introduce conceptul de The Illuminati. O organizație compusă din cei mai puternici oameni din universul Marvel, convocată alți Illuminati, am înțeles. Se numesc Illuminati, dar sunt altceva, ok.
sunt altceva, dar care este convocată doar ca să apere pământul de o potențială, de potențiale pericole. Și primul lucru pe care îl fac sunt, se gândesc, stai puțin, the Skrulls au încercat odată să ne invadeze. Hai să mergem noi direct la ei și să-i amenințăm bine de tot cu moartea dacă mai încearcă ceva de genul ăsta. Și făcând chestia asta, le dau Skrullsilor încă un motiv să invadeze pământul. Edgar, why do you only like dumb shit? Hai să zic cine face parte din The Illuminati. Îl avem pe Professor Xavier, the most powerful telepath. Dar nu e telepath, e mai mult dată, whatever. Îl avem pe pe Doctor Strange, the most powerful sorcerer on Earth. Îl avem pe Namor, the Submariner, care este the most powerful Atlantean on Earth. He's the muscle. Ah, ok, deci Namor mai apare și în alte filme. Chiar m-a întrebat Taigna, oare o să mai apară ăsta? Că prea s-o termina, nu știu spune-i, cum... Nu, spune-i că mai apare, că s-o grămadă de plotline-uri care sunt deschise. Taigna nu m-a bătut niciodată. Dacă este dacă m-a făcut să-i povestesc ce povestește acum, o să mă bată. O să descopere că o descopere conceptul de a-și bate copilul la vârstă de 35 de ani. Cred că ea trebuia să te bat la timpul lui. Da. Și Reed Richards, the most brilliant man on earth. Oddly enough, Reed Richards este ăla considerat în The Marvel Comics ca fiind the most brilliant. Nu Tony Stark. Tony Stark e un show-off. Da, Tony Stark e like, wow, ce știe Tony Stark? Ce să facă roboți? Fuck off. Nu, Reed Richards e the fucking physicist. Yeah. Reed Richards face toate chestii interesante și el at the center of most scientific plots. El e primul care îl bate pe Galactus. N-a fost Iron Man, dacă s-ar fi venit cu Galactus, ar fi zis, shit, n-am un tun suficient de mare. He-he. Pentru că numai atâta știe. Reed Richards își folosește cunoștințele să îl trimită pe Johnny Storm prin spațiu și timp ca să ia un aparat care exista în trecutul lui Galactus ca să poată să trimită pe Galactus înapoi în spațiu. Nu știam că vrei să vorbim deja despre cealaltă chestie pe care am văzut-o eu săptămâna asta. Ce mi-ai văzut săptămâna asta? Edgar, știi că eu sunt un Nolan head, nu? Da. Sunt un Nolan dick rider. Dar eu nu văzusem... Paul Nolan Carp. Da. Eu nu văzusem încă filmul de Christopher Nolan, Tenet. Filmul care am înțeles că trebuie să fii foarte deștept ca să-l înțelegi. Da. Eu nu sunt destul de deștept. Dobrovolski, nu știu dacă l-ai văzut. Nu, l-am auzit doar pe Dobrovolski vorbind despre el și lăudându-l cât de inteligent e filmul. Zim! E... Ok. Tenet e un film ca majoritatea filmelor lui Christopher Nolan, e acest film foarte cerebral. Mhm. Uh-huh. Care dorește de la tine să fii foarte atent la ce face și să-l vezi mai multe ori ca să... De fapt, e melodia aia, played slowly. Da. Doar că se joacă cu niște concepte care sunt mult, mult, mult prea greu de stăpânit și de înțeles, mai ales în condițiile în care... Mai ales condițiile în care tu nu n-ai destul timp să asimilezi nimica dintre ele, pentru că filmul se mișcă într-un ritm amețitor de rapid. Uh-huh. Începe cu foarte multe secvențe de oameni vorbind foarte repede, încercând să explice premisa filmului, că după aia they have to get to the story și n-au timp de căcaturile să-ți explice ție toate chestiile, ok? În principiu, the gimmick, că fiecare film Nolan are câte un gimmick din ăsta, da. SF, the gimmick în acest film este entropie inversă. Există obiecte care se mișcă invers prin timp
Și exemplu folosit pentru a exemplifica protagonistului nostru acest concept este o armă cu gloanțe care se mișcă invers în timp. Adică tu întinzi pistolul spre o gaură din perete, apeși trăgaciu și glonțul zboară înapoi în, în pistol și îți... și gaura, ghilimele, se vindecă. Asta se face pentru că există entități care se mișcă față, din trecut spre viitor în timp și alte entități se mișcă din viitor spre trecut și practic trebuie să folosească de aceste abilități pentru a preveni o catastrofă, o catastrofă pe care eu numesc al treilea război mondial, anihilarea completă a omenirii. Ok. Un concept interesant, dar problema cea mai mare a lui Christopher Nolan este că omul ăsta efectiv nu vrea nimic mai mult de la viața asta decât să facă un heist movie. Christopher Nolan nu a vrut niciodată altceva decât să facă un heist movie. Ever. În viața lui. Inception a vrut să fie un heist movie. The Prestige, într-o oarecare măsură, se vrea a fi un heist movie, că vor să-i fure secretul ăla. Interstellar, they're trying to heist humanity future, glumesc. Omul vrea să scrie un heist movie. Și acest high concept cerebral și SF se rezumă la protagoniștii noștri dând mici spargeri și vorbind și asamblându-și o echipă, doar că heistul nu e lingouri de aur, ci piesele unui doomsday device pe care trebuie să-l asambleze ca să nu se sfârșească lumea. Ok. Și filmul se desfășoară într-o oarecare, oarecare fel până pe la mijlocul filmului, când descoperă tehnologia de a se inversa pe sine protagonistul, moment în care începe să meargă invers prin evenimentele filmului și să se întâlnească pe sine în diferite puncte ale filmului pentru a își deci atunci în scena aia de fapt ce se întâmpla era, ok, fii atent, e Primer. Da. Christopher Nolan a vrut foarte mult să facă Primer. God fucking, am văzut deja Primer. Da, Edgar, dar Primer este un heist movie? Da, într-o oarecare măsură este un heist movie. Dar în Primer sunt soldați care trag în punctul culminant al filmului cu rachete la clădiri care se reconstruiesc? Nu cred. Nu, Paul, pentru că Primer a fost făcut cu un buget de 2 pachete de țigări. E un film care, cred că dacă aș avea niște diagrame și niște chestii la mine, aș aprecia mai mult, e genul ăla de film, dar e un film care îți displace, o să-ți displacă doar dacă încerci foarte tare să-l înțelegi. Pentru că ca toate filmele lui Christopher Nolan, e suficient de impresionant vizual și de... cum să zic, bine produs încât să poți să te bucuri de el dacă nu încerci să-l înțelegi. Am înțeles. E un moment în care m-am dat bătut și am zis că ok, nu o să pricep acest film. Uite ce tare, trag în clădiri și clădirile se repară. În momentul ăla am început să mă bucur de film. Am găsit diagrame, că evident că este diagrame. Evident că este diagrame, și eu l-am căutat, ce crezi că e aici? They're not that complicated, mai complicat era din Primer. Da. Nu, adică, vrea să facă Primer, nu și poate sau știe. Nu de alta, e imposibil să facă Primer pentru că Christopher Nolan e un regizor de succes cu filme care fac bani. Da. Pe pentru asta. Că dacă ar face cu adevărat Primer, nu ar face la fel de mulți bani. Pare fun. E fun. Nu o zic că nu-i fun, dar în același timp e too much. Tot filmul e too much. Like, e foarte up its own ass și
Omule, doar fă Ocean's Eleven. Știu că vrei să faci Ocean's Eleven. Fă Ocean's Eleven, ce pula mea, nu te oprește nimeni. Că avem, dar avem deja Ocean's Eleven și e foarte bun. Da, dar fă de Italian Job. Vrei să faci de Italian Job, știu. Nu trebuie să faci Rick and Morty. Bine, și Rick and Morty a făcut un heist episode, dar mă rog. Yeah. Cred că până acum filmul la, care a lui Christopher Nolan, bine, zic până acum, încă n-am văzut Tenet, dar până la Tenet, dintre filme pe care le-am văzut la Christopher Nolan, singurul care mi s-a părut că e cu capul prea mult în propriu cur era Inception. Da. Dar o să mă uiți la Tenet, m-ai convins. Da, nu. Son of a bitch, I'm in. Da. That's it. I'm gonna watch it. Cum ți-am zis, dacă la un moment dat simți că nu-l înțelegi, doar dă-te bătut, nu mai încerca să-l înțelegi și o să te simți mult mai bine. E ok. I can look at the pretty things. Hey, mă uit la MCU, ok? Știu să mă uit la chestia frumoasă de pe ecran. Știu să mă uit la niște mizerii insipide, dar frumoase, ok? Nu trebuie să mă chinui să raționalizez totul ce se întâmplă pe ecran. Eu, ca Nolan Dick Rider, da, am părerea asta. Deci ca om care e efectiv, oh, scoate Nolan ceva nou. Am fost așa de, oh, Doamne, this movie is too much. Relația mea cu Nolan este... Vai ce-mi place filmul ăsta, ce mă enervează că e făcut de Nolan. Asta e relația mea cu Nolan. Așa a fost și cu Interstellar, așa a fost și cu filmele cu Batman. I'm like, de ce-s făcute de Nolan ăsta? Filmele cu Batman is fucking high. In The Dark Knight începe cu un fucking heist și după aceea e faza când merge să răpească businessmanul japonez care, din ce țin minte, nu are absolut niciun fel de logică sau nu logică, nu are niciun fel de rol în povestea filmului. Și ăla Trebuie să-l ia, pentru că he's important somehow. Altfel, cum poate să filmeze toată scena aia cu avionul? Da, exact. Care e absolut superbă. Nolan doar vrea să facă heist movies. Și e rușine. Yep. Cred că consideră că sunt cumva sub demnitatea lui, filmele de heist, așa că nu face un... Nu, eu cred că Nolan nici măcar nu știe că vrea să facă un heist movie. Pur și simplu tot încearcă, dar nu știe că asta vrea să facă. Copiii aia care spune, nu, eu vreau să fiu un autor serios. It sounds to me like you just wanna write your Sonic fanfic. Da, exact. Nu e adevărat, vreau să fiu autor de filme de cărți high fantasy. Păi hai să vedem ce e scris aici. Silviu, micuțule Silviu, protagonistul nostru merge repede, foarte, foarte repede. Sounds to me like you wanna write Sonic fanfiction. Încerca să fugă de problemele sale foarte, foarte repede. Dacă să mergi o dată să intri în visele lui Nolan folosind aparatul magic de intrat în vise și să-i bagi ideea. Fii atent, nu, ai făcut deja chestia asta, că ai folosit și aparatul din Tenet și ai folosit și aparatul din Inception. Și din Interstellar. Paul, ai făcut-o deja. Iată. Și acum el se chinuie cu acest gând care e acolo de când era el mic. Oh my god. This has already happened. Acum convinge pe Christopher Nolan să facă și filme Marvel. Sincer, aș fi foarte curios. Și eu. Dacă Batman e tot ce avem ca să extrapolăm, I'm very curious. Oh, wow, Days of Future Past făcut de Nolan. Nu că a fost ok și Days of Future Past-ul care a ieșit. Dar probabil că ar fi mult mai confuz. Și complicat și cu 7000 de timeline-uri. Și la un moment dat o să audă un zgomot ăsta foarte, foarte încetinit și la a treia vizionare o să-ți dai seama că e de fapt cântecul. Iar jumătate din muzica din Tenet este in reverse. Se aude. Sunt sigur. Face chestia aia de muzică.
Da, da, a fost brilliant în Inception, când chiar se potrivea și chiar credea că e o piesă atmosferică și nu e alta. Dar acum he's just doing it because, you know, for the memes, I guess. Mie Inception mi-a plăcut foarte mult ca film, așa, up its own ass cum e. L-am văzut de două ori cinematograf într-o săptămână, atât de mult mi-a plăcut și în afară de Mad Max Fury Road n-am mai făcut asta cu alt film. E bun Inception, yeah. Dar... nu o să-l iert niciodată pentru ce a făcut cu toată industria de trailere. Acel efect sonor care era acolo în Inception pentru că este je ne regret rien, slowed down la slowed out de 8 ori, așa cum ziceau ei că se desfășoară în vise acțiunea și percepția timpului. Faptul că acel element care avea sens diegetic în film a devenit the trailer sound effect. Pentru asta nu o să pot să iert niciodată pe Christopher Nolan. No, este... A stricat industria întotdeauna. Cred că am terminat cu zona asta. Ok, mi-a dat The Portal Gun și a zis, bun, acum următoarea oră din viața ta va fi tu thinking with portals. Păi și are you really thinking with portals sau doar... I'm not. Te prefaci. Sper că am cred terminat că trebuie să juice-ui să gândesc aia, cu portal. Op, stai. Da, e bine. Yeah. Mă, ce convenabil e bucata aia acolo pusă. Yep, păi știau că o să dea turbatul cu viteză. Puneți aici un opritor. Păi mi-a pus deja. Uite, ia aici. În caz că vine cineva cu The Ancient Portal Ways. Aia nu l-am făcut bine deloc. Îmi place să cred că îngerii foloseau portalele astea pe vremuri. Da. Și unul din ei s-a lovit de perete și a zis, nu, trebuie să fie ceva aici. Trebuie să punem aici un opritor ceva, că nu mai merge. E a treia oară când îmi dau capul de perete. Pune și voi o balustradă, o fug la primărie cerere. Pune și voi o balustradă. Exact. Ok, care... Acolo am ieșit... acolo. Singura care pare e aia. O sare aici? Crezi că pot? Scrie, intru pe aia de jos dacă... Ia. Yeah. Boom. I gotta be honest, habar n-am ce s-a întâmplat în jocul ăsta până acum. Nope. S-a întâmplat ceva? Oh, wow, e ca Tenet. Wow, e mai cerebral decât credeam. E ca Tenet, the Tenet of video games. Singurele filme cu time travel care sunt mai... le-ai putea numi pretențioase, care mi-a plăcut până acum, a fost Army of the 12 Monkeys. Doar Turtle Monkeys, Army of the Turtle Monkeys, mi se pare că e numele lor în film. Așa e. Așa, da, 12 Monkeys. Uite, care l-am revăzut și recent și tot nu, mi se pare... Nu, e bun. Like the... E Terry Gilliam, nu? Terry Gilliam, da. Dar tot mi se pare like the most wild, the wildest concept pe care l-am văzut vreodată. Scenele din viitor... cineva e trimis în trecut ca să oprească un dezastru ecologic. Da. Făcut de o grupare teroristă, ecoteroristă, condusă de Brad Pitt. Și că... cine e trimis în trecut e Bruce Willis. Și îmi place că e complet derutat și confuz și nu mai știe nimic. Like, it's very unprepared for all of this. Pentru că tot procesul de time travel este o întreagă chestie. What? Who's that? It's the scribe, Edgar. N-ai fost atent? E vampirul gras din Blade. Oh, e ăla. Butter. This is not something I remember, dar aparent asta era misiunea noastră all along, să ne întâlnim cu el, să-l batem. Ah, da, că el știe unde este the tree of rebirth, bla bla bla. Bun, dacă hai, bate bine, hai. Hai că-l bați, nu-i bai. Time travel în 12 Monkeys era un proces traumatizant. Se pare că îți ștergea din amintiri. Își ștergea parte din minte și omul se trezea tot timpul pe străzi și era derutat. Da. Ajunge într-un spital,
la un moment dat e internat într-un sanatoriu și it's a very confusing experience by design tot filmul. Și m-a marcat pe viață proces cum arăta viitorul. Aspectul vizual al viitorului, care era tot timpul o cameră învelită în multe perdele și niște oameni cu ochelari futuristici care tot ziceau chestii care n-au deloc sens pentru personajul nostru principal, pentru erou. And it's a nice movie, you should watch it, 12 Monkeys. Și al doilea film a fost Looper, care mi-a plăcut foarte mult. Nu știu cât de up its own ass este, dar mi-a plăcut mult Looper. Yeah, care e tot cu Bruce Willis, for some reason. Mi-a plăcut, dar nu pot să zic că e my favorite sau ceva. Mi s-a părut ok. Alte filme cu time travel power am fi doar Primer, sincer. Ok, nu trebuie să fac asta, am înțeles. Că nu cred că mai știu alte filme cu time travel. Mai e ceva, Back to the Future, dar e altceva. Terminator. Și Terminator, și Terminator e altceva. Bă, e un film interesant. Cu Ethan Hawke, numit Așa. Predestination. Și este exact despre asta, este The Predestination Paradox as opposed to The Grandfather Paradox în în time travelology. Will happen. Da, exact. E interesant pentru că pe lângă toată chestia asta cu time travel și așa, e și o poveste foarte interesantă despre identitate și despre o grămadă de chestii. E o persoană în trei puncte ale vieții sale și îl recomand, chiar mi-a plăcut mult. Cred că l-am văzut, sunt cunoscut. Ce pula mea trebuie să fac? L-am văzut oare? Doamne, semnalizează mijlocul, așa, finally. Vreau să aștepți, da. Ba nu, nop. Trebuie să fac invers, trebuie să... Trebuie să faci pe el să intre în portal? Am dat deja. Am văzut, trebuie să-i sar în cur? Ia vezi. Poți măcar să-i sar în cur? Nu știu, voi încerca. Așa. Și acum bagă-te până în lateralul și... Let's fucking go, uite, aaa. Nu? Fuck. Părea plauzibil. În afară de ăla menționate și posibil Predestination când o să-l văd, nu prea știu filme cu time travel. They're not that many. Care chiar să aibă chestia asta ca major plot point. Mm-hmm. Back to the Future nu e Terminator, let's face it, nu e un time travel movie. Chiar și ălea mai noi. They're just like crazy action movies, they're not time travel movies. Mai e ceva? Mă gândesc acum. Poți argumenta că The Time Machine e a time travel movie. The Hot Tub Time Machine, da. Și The Hot Tub Time Machine. De ce nu-mi zice jocul ce trebuie să fac? De ce nu-mi spune ce trebuie să fac? Sunt și eu foarte confuz, dar vezi că laserul ăla poate să dea cu laserul în el? Nu cred. Ia bait-ul laserul, stai în spate. Da, ai dreptate, ai dreptate. Ai dreptate, fac, o să și mor, dar e ok. Vezi dacă iese. Vezi bă cu laserul în cu. Dat? Nu știu dat. Nu, trebuie să bait-ui. Așa, acum o să dea. And, vom! Nu știu dat. Come on, a fost aliniat perfect, what the hell. Nu-mi dau seama dacă n-a dat-o biel. Ba da, uite, în sfârșit, holy shit. What the fuck was that? I have no fucking idea. Nu știu dacă ai făcut tu ceva greșit sau jocul n-a plăcut ce trebuia. El invers, cred. Ok, whatever. Mă, măcar știm. You gotta bait the laser into doing something. Ok. Pentru tine, sau doar constați că eu m-am apropiat de tine? Da.
Îmi place că lași cu like, o flegmă de viață și după aia e un întreg proces foarte prost semnalizat. Wow, fuck off. Oh, dă și mult damage, băiatul. Îmi place modelul. Looks nice. Stă pe scaun. Are chestii care putea sunt în jurul lui. It's kinda cool. Da, amintesc un bat cu renal, am înțeles. Hai, băiatul. Face me, Reaper! Renala e aia care stă cu ou? Da. Așa. În bibliotecă. She must care for egg. Aia care dacă cumva vine altcineva la ea în bibliotecă, ea se ascunde după cărți? Da, exact. Cum s-a putut de hăiasă chestia aia? Like, dar unde e Renala? Oh, wait, never mind, e aici în spate. Încă stă cu o în mână. N-a plecat nicăieri Renala. Ok, acum poate că l-ai dat tu prea mult damage ultima oară. El o să vină să slam-uie în jos. Da. Moment în care o să facă după la un moment dat să apară portalul. Mm-hmm. Ah, da, că creapă pământul. Mm-hmm. Da. Well, good luck with that, pentru că nu mai e din viață acum. Da, știu. It needs to do the thing, yeah. Așa funcționează jocurile. Hold up, I am immortal now. You must do the thing. The very convoluted and poorly signaled thing. Gata. Ok, bun. Pot doar să bănuiesc că trebuie să facem exact ce ai zis tu. Deci să fac asta. Să te gândești ca un developer de jocuri de PS3. Da. Ce trope putem face noi în boss fight-ul ăsta? Are you gonna do the thing? Ce? Degeaba. A, nu, m-a aruncat în spate. Da. Ok, ia. Yeah. M-a aruncat în spate și nu am putut să-i dau damajul. Acum, să... Hop. Domnul, dar ce-i asta, măgurele? Ok. Și? Să vină cu el, să dea drept în tine. Ok. Just keep doing that, o să la un moment dat o să procuie ce trebuie. Nu cred că știu ce trebuie, nu știu, iată. Ce? Ah, lol. Lol. Da, bă, ești deștept. Ai, nu știi. A, uite, ai dat-o. Look at how much fun he's having now. Da. I wish I could be having this much fun. Where is Ducky? Merci beaucoup, horseman! Touché, pussycat! Among Us? Mm-hmm. It happened to the Archon. It happened to me. The what now? The Archon. It was that damn pool. They're useless, forbidden for a reason. Whatever vision he saw within rent his mind. The corruption spread from him. He made the city a slaughterhouse while professing his own purity. Eventually, the Archon fled to the Crystal Spire. Edgar, avem comentarii? Aoleu, doamne, am și uitat. Eram atât de engros de această poveste jocului. Nu, am fost engros de serialele pe care le-am văzut. Serialele foarte bune, cu poveste care chiar contează, nu... Păi de ce nu dă DPS-ul? De ce nu dă DPS-ul la armă? Vreau ba, ăla e DPS-ul de la armă. E DPS-ul? Da, păi n-are da, cum, pentru că atunci înseamnă că absolut toate claws sunt dog shit la damage și toate topoarele sunt bombă la damage. Eu nu-i refuz să cred că e DPS-ul.
Then I'm confused. Nu știu, e posibil să ai uitat ea. Hai să vedem repede comentarii. Uite. Second weapon, 1138. 1818. Ăsta e, aici trebuie să te uiți. Și Mortis deci, nu e... Mortis chiar scade. Dată. Chiar scade damage-ul, da. Ea. Am ceva close care se apropie măcar de ce am? Nu. Nu cred. Bun, hai că știm și unde e DPS-ul. Fii atent. The Cordyceps Boys, episodul 1. Avem ceva comentarii la el. Și vom începe cu... This comment section is popping! În legătură cu răspândirea Cordycepsului la nivel global, am citit aceste informații într-un comentariu random. Spoiler! În al doilea episod aflăm că primele cazuri de infecție au fost de la morile din Jakarta. Yes. Unul dintre cele mai mari exportatori de făină global, la începutul primului episod, s-ar atrece în vizită la vecina care face biscuit și refuză să guste. Hai, n-am George citit asta. Și ești sigur că e episodul anterior? What am I doing here? Nu, citește de la un episod mai vechi. Da, citeam de la un episod mai vechi. Doamne, ce prost! Așa, mult mai bine. The Ash Boys. Cred că puteți să numiți episodul Warhammer 40k Space Marine episodul 1. Ăla este, pentru că tu te-ai jucat Gears of Death. Dar nu. Nu o să numim așa. Niciunul. Episodul 2 din de la asta a fost excelent, abia aștept să văd episodul 3. Mâine dimineață, că la mine HBO e numai cu Sky și costă an arm and a leg. Ai încercat să nu locuiești într-o țară de lumea a treia? Sunt totuși aceste câteva țări de lumea a treia care sunt, face lumea să creadă că sunt bune. Ce zici, mă? No idea. Okay. Keep your secrets. L-am pus doar ca să fie încă ceva în timp ce vorbești și un video cu Subway Surfers și ceva cu slime în... Ah, ok. Let's go. No, there was a battle. I can still see it. The Archon fought off waves of the corrupted. His blow shattered the city. Pray you fare better than stone, if he is in your future. How could the Archon be corrupted? Something dark took root inside of him. Used him as a puppet to spread black hate. Perhaps it says much that we could not tell the difference. Do not judge us, horse. Are. Deci toată producția asta s-a răspândit de la un înger care a intrat într-o piscină de viziuni? Da. O spori de corupție. Vreau și eu să am o piscină de viziuni. Ai încercat să piscină de viziuni? Aha! Ok, you're trying to seek the... Okay. Ce trebuie să fac? Zim ce trebuie să... Stains of Heresy. Efectiv, nu mi-a zis ce trebuie să fac jocul. Adică probabil că mi-a zis, You must go to the golden marker on the map. E ceva, hai să mergem așa. Da, chiar. And do the thing. Unde trebuie să merg? Ia, vezi, uite acolo. Teleportează-te acolo. Nu, trebuie să merg pe jos, nu pot. Asta mă enervează foarte tare, că trebuie să te folosești de sistemul de fast travel în jocul ăsta, deși nu este, fast travel nu este ceva diegetic. Bun, dar trebuie frumos să te teleportezi acolo. Vreau grifonul înapoi. Nu, că nu pot să ajung pe jos, că grifonul m-a adus aici. Hai tu treabă. So forget about it. Iată. Ai un video din primul joc. Nu, mă, a fost ok primul joc. Timp bugat pe scandal. Ba, nu! Ba da, ba nu, ba da, și te ba după aia. I couldn't destroy the key. Surely you understand, horseman. I did what I had to do. No, no, I don't. You've caused all of this. Protected the key from the questions they asked and from you. What are you talking about? Only I may bear the key. Bine, atunci vii cu mine.
Oh shit, ți-a dat un pumn de Son Goku. Dar e ok, pentru că eu nu iau damage de la asta. A, că se întâmplă în cutscene. Păi cred că acum tu să-i dai un pumn de Son Goku. Sper că nu mai pune... Sper că jocul a încetat să mă pună, să mă oblige să mă joc cu Portal Gun-ul. La cât de puțin damage îi dai comparativ cu celălalt, cred că bătaia asta e fără gimmick. Cred că doar trebuie să-i dai caftea la... Nu, never mind, are și ăsta un gimmick, băga mea și pula. Sper că e doar să-l aștept să coboare. Să facă să apară Portal Gun-urile. Oh nu, sper că nu o să mai fie și ăsta cu Portal Gun, deși dacă mă uit la fețele alea acolo de piatră, parcă văd că trebuie să-mi teleportez în ele sau ceva. Nu mai știu dacă boss-ul ăla în care, căruia trebuie să-i dai, să îl lovești cu Portal Gun-ul pe topor și să te teleportezi cu... Ah, nu, stai, uite, am văzut ce trebuie să fac. Era un boss, nu știu dacă era în 2 sau în 1, care avea un portal din ăla, portal thingy pe topor. Trebuia să te teleportezi pe toporul lui și după ce te teleportai pe toporul lui puteai să dai damage în punctul vulnerabil din spate. Am avut și un portal gun? Da. Atât? Atât? Atât. Îți bat joc de mine? Mai dai încă fac. Nu, mă trebuie să aștept iară tot... Ok. Bă, ce puțin damage îi dă, what the fuck? Oh, nu. Ce trebuie să-i fac când e acolo? Asta trebuie să-i faci. Nu, că trebuie să-i fac altceva, probabil. Ai încercat să dai grab? A, asta făceam, uite, îi fac grab. Nu știu ce să fac când e acolo sus. A, finally, aia. Uite. Bă, așa. Now the fun starts. Super! Roță, întâia ta lipire. What are you on about? Acum e om, nu? Așa funcționează. Da, exact. E ca în filmul Michael cu John Michael. Acum vreți să treacă prin poarta unei catedrale sfințite și... All creation. Vai, Doamne, nu știu dacă oamenii au văzut Dogma, că noi tot vorbim de Dogma ca fiind acest film formativ pentru noi. Dar n-aveți idee cu câtă încredere a făcut Kevin Smith the stupidest plotline ever. Yep. Toată ideea este că sunt doi îngeri care au fost izgoniți pe pământ de către Dumnezeu cu gurița lui. Și ei după aia, cu timpul și cu câteva șoapte diavolești, au aflat că dacă trec printr-o catedrală nou sfințită, în momentul la sfințirea da. unei catedrale un, noi. Un episcop foarte cinic zice că la sfințirea acestei, ca un marketing stunt, zice că la sfințirea acestei catedrale îți vor fi iertate toate păcatele dacă treci prin catedrală. Și ei vor să folosească de această technicality pentru a își iertate păcatele să ajungă din nou în rai. Și să redevină îngeri, da. Da. Și toată ideea este că they need to be stopped, pentru că dacă reușesc să facă chestia asta, înseamnă că Dumnezeu will be proven wrong, therefore da. Ending all creation. Yep. That's the plot. am murit. Am văzut, dar... Prima oară când am, deci prima oară, la nu știu cât aveam, eram în liceu, cred că în liceu eram când am văzut prima oară filmul ăsta. Primul meu gând a fost, no it won't. No, well, it fucking won't. If God is infallible, can he make a gun that kills himself? No, it fucking won't. What are you talking about? Anyway, e foarte bun filmul, you should watch it. Dar, dacă ești atât puternic, atunci distruge-te. L-am omorât pe Dumnezeu cu un paradox logic. Ce-i drept, filmul nu prea se ia mult în serios, e o comedie mai mult decât orice altceva. Asta e doar motivul pentru care se întâmplă chestiile.
Iar îngerii sunt absolut minunați, sunt oribili, dar minunați ca personaje. And you should watch it. Apare și altul ești pe la Apostol. De Kevin Smith. Da, exact. Ce mai? Altul ești pe la Apostol? Este... Cine a jucat Salma Hayek? Cine era ea? Nu-i Salma Hayek. E Salma Hayek. Da, Salma Hayek. Da, apare. Mă știu cine e. E muza. E muza, da, e muza. E una din muze. Somehow he got those into the movie as well. Da. Apare un demon de căcat. Deci, like, literalmente din căcat format. Eu zic să încercați, că e haios. A, da, și Jay and Silent Bob. Doar da, Alan Rickman ca Metatron. Alan Rickman. Da. Pula mea de... Camera pulii de joc de... Camera pulii? Oh, dar n-am văzut nicio pulă până acum. Bomb. Te descurci minunat. Am încredere în tine. The light compels you. Gata, domne. Now time to have fun. For one second. I fear no evil. He fears no evil, but does he see no evil? Îi scot ochii imediat, rezolvăm. But does he hear no evil? Toate glumele lui Edgar sunt întrebări, să știți. Nu avea nevoie de răspuns gluma asta. Nu contează că ai nevoie de răspuns sau nu. Întrebarea este o alegere structurală. Umorul tău se bazează pe reactivitate. You need to answer. Answer me my questions free. And you shall go beyond my bridge. What is your quest, noble Paul? De ce poate să zboare? De ce am distrus aripile și acum poate să zboare în continuare? Și-a făcut aripi de căcat. Și-a făcut aripi de dem. Da, da, sunt... Le-a avut și atunci, la final de tot, când te-a omorât. Da, știu, la pula mea. Hai, acum îi tai capul și după aia o să apare un cap de demon. Îi rupe capul și din gâtul ăla iese un cap de ăla de demon, nu mai mare de tot corpul. Și după aia te bați cu ăla din spawn, practic. Yep. Cămară. O țâră de viață mare. Ia bă damage. Din păcate pistolul nu e la fel de bun ca Never May Cry. Este că dădea chip damage la unii boss, știi? Da, dar asta cred că e like some high-end shit. Sunt curios dacă e ultimul boss ăsta, pentru că dacă e ultimul boss ăsta trebuie să aibă mai mult o fază. Nu, e ultimul boss, nu cred. Oh, shit. Oh, nu, e parte, nu? Sau? De ce are cutscene? Și ne simți cum să aibă cutscene, bă, boss? Mi-a făcut un cutscene. Mi-a făcut el mie cutscene. Opa. Să o prindem ca Kratos. Știam că se va întâmpla ceva cu capetele alea. Erau prea acolo în față. Au, wow, ești foarte puternic. Păcat că trebuie să-ți deschid toate ușile cu switches și levers. Că poți să despici munți. Oh, wow, ce unceremoniously a întrerupt cutscene-ul în care rupeai pe The Arcan ca să zică, ah, by the way, ai acces în noua campanie. Ok. Este al doilea boss care ne dă o campanie. Da. Ok, Fletcher's Crowhammer. Hai să vedem ce face asta. Efectiv, mi-a întrerupt, în fin. Angel Key. Nu mai zic nimic. Time was not kind with this game. Asta are upgrade-uri. Oh, ok.
Let's fucking do it. Dă-i pe damage-ul ăsta. Așa, asta, fă numai damage. Fă the slow damage giver. Wrath on crit? Nu, fără crit. Ah, come on. N-ai altceva în afară de crit? Am wrath on crit? Nu. Am doar cu crit. Critical chance sau critical damage? Critical chance ar fi ce vrei pe o armă din asta care dă încet. Yeah, I guess. I guess. Ok, piercing damage dă și ăla. Nu poți să upgradezi un stat deja existent? Te voi da să dau nu, altul? Îți dă un pool random care poate fi oriceva ce există deja, ori... Dă strength. Strength, da. Și ultimul. Dacă deja e mai bun. Ăsta e cireașul de pe tort. Strength. Strength. Gata, ia. Ce DPS? 1405... A, scuze, 2236 versus 2152. Da, e ceva mai bunuț. Let's fucking go. Și cum arată? Dă cu el. Ce mă să te ade. Return to Crowfather. Și chiar zice, fă-mă fast travel. Dă-te, nu ai tu pe să faci fast travel. Nu te ține. Crowfather era la the tree. Uite-te pe hartă și vezi unde e punctul gauriu. Da, păi la The Tree trebuie să fie. Uite, acolo. Hai. Easy. Ai rezolvat puzzle-ul. Ai găsit. Am mers 3 minute pe 3 secunde pe cal. Then your task nears its end. I can open the way, Death. But you must find the key. You must find MacGuffin's 3. Tread lightly. There is not that way but shadow. The hedgehog. I will remain here. Bine. Ok. Să găsesc ce? Shadow, the hedgehog. Altă cheie? Da. Hai că-ți vedem unde ne duce și după aia prim. Incredibil, domne. Shadow's Edge. Da, chiar e Shadow the Hedgehog. Chiar e foarte, da, Edge. Da. E chiar Shadow the Hedgehog. Exact. Shadow the Edgelord. Este. Avea pistoale, nu? Avea pistoale, da. Parcă, în joc. Da, da. Amazing. Vreau să joc Shadow the Hedgehog odată. Frumos aici, două. Ești în iad. Da, eram dincolo. Mai primesc skill points în punctul ăsta? Da, cred primesc, da. Ok. Bag în whirlwind. Slow... Eu mi-am maxat dash-ul, tot pe dash mi-am pus la maxim. Wrath generation și explosion. Hai să dăm wrath generation, că să putem să dăm la infinit. Teleport slash. Spoilers, bun. You cannot do it. Știu. N-am făcut. Cam atâta, cred. Asta e... Cred că atâta. Cred că eu o să termin. Nu, noi trebuie să faci toate astea. Anyway, eu o să ignor toate alea și să termin jocul. Bine, ok. Pe timpul meu o să terminăm atunci. Vreau să văd... Așa. Ok. E The Tree of Death, că ești în oglinda. Ia uite și acolo e The Black. Nu spune că trebuie doar să mergi acolo și gata. Nu. E că ai fost deja în The Angel Realm, acum ești în The Demon Realm și după aceea te întorci probabil. La quest? Ce? Cum îi spune la quest? The Mad Queen. The Mad Queen, ia stai puțin. Probabil e penultimul sau ceva quest major. O să ai un dungeon de traversat și o să ai o grămadă de chestii de făcut. Da, e un întreg dungeon, da, ok. Credeam că e doar un boss fight, că atunci eram like, da, man, just do it now. Nee. Da, nu, e un dungeon. E un dungeon data viitoare. Bine. Îl termin în data viitoare, I don't care. Bine. Bine. Atunci se termină și episodul ăsta. Hai să lăsăm lumea să își bea. Hai să aveți o zi cât mai bun, ciao. Bye.